live, Bobiță, intri în live cu vocea. Gata, a început live. Pa, pa. Da, avem partea a doua. Stați un pic, am intrat în live din nou. În această seară, târzie de toamnă, primăvară, vară, iarnă, avem un live educativ. Acest mesaj este Stream Elements Boot ascunde, nu mă mai interesează. Trebuie să șterg mesajul ăsta când vine de pe... Stați așa. Deci în această seară târzii de primăvară, vară, toamnă și iarnă, zici că prezentăm moda. Avem un live cu scop educativ. Stați să-mi bag telefonul, l-am încărcat, că am nevoie de două ore. Două ore durează live-ul ăsta. Live de două ore, băi, din nou, la cererea telespectatorilor care n-au fost pe live. Și am nevoie de subținerea voastră. Stați un pic. Salutare încă o dată. Stați mă că am un live din ăsta de făcut. Te că drag. Ce nu faci sora 13? Dibatorii, difugi. Tirează de pe ușa acum că tot țin ocupat. În această seară vom dezbate, vom face analiză pe text a poeziei lui Mihai Eminescu, da? La cererea telespectatorilor. Trebuie să ne adaptăm. A venit, vai de capul meu, a venit dedicație. A venit și dedicație pentru Pepeleaga. Ține cheia bine că dăm cu cheia în tine. Două ore stă cu sora 13. Angelica a aruncat cu dar pentru noi, pentru voi, pentru Fefeleaga, dar să fie cu dedicație din partea Angelicăi. Mulțumim mesaj și țină pe mama ocupată. Hai, fugiți repede, că o țin eu pe live. O agăți, eu o trag după mine. Și Teodora cu 1000 de dinari. Să fie și din partea Teodorei. Gol, gol pe dormitor, fugiți, fetelor. Run, baby, run. Hai, fuga, repede. O rugăm pe doamna Camelia să se așeze ușor în fotoliu. Acest live este cu scop terapeutic. Vom dezbate pe text poezia Somnoroase păsărele al lui Mihai Eminescu. Dar nu cred că o facem pe text, cred că o scoatem și pe copertă. Vai de capul meu! Ia, Bobiță, hâți, Johnule, hâți, ia să te văd cu cheia ce faci. Trag cu cheia în voi. Nu că tu dai cu cheia, nu putem să-ți dăm cheie. Da, ele nu-ți dau cheie, ți-o dau eu. Vezi, băi, cine te iubește? Nimenea, doar sora 13. Fugiți, fetelor, la joacă, distracție plăcută, eu o țin aici ocupată pe mămica voastră, că începe așa poezia. Salutare, nu mai e nimeni, a fugit fetele. A rămas eu cu Camelia. Ia fiți atenți. Mesaj. Zice, soro, vreau să mă distrez și eu. Și am avut un scurt dialog, o ședință de partid. Camelia s-a rugat să iau cheia. I-am zis, Bobiță, eu ți-o iau, dar să vezi ce show iese, dar ți-o iau eu, ți-o dau alții. Și ca să se convingă că eu degeaba iau, știi tu unde sora ia, alții dau, a venit Angelica și cu Teodora să dea cu bogăție și cu aroganță peste Camelia, peste Pepeleaga, a dat cu di batore di mesaj cât se poate de ok. Haide să mergem, fraților, ne adunăm. Am zis că mă culc și eu, dar de unde Bobiță, că trebuie să o țin pe Pepeleaga ca pe bator după mine. Pepeleaga o trece încoace. Ia zice, că nu ești în live. Nu, no, nu ești în live. Nu, deloc nu ești în live. Ia să facem noi analiză pe text la poezie. Facem analiză pe text. Da, o lăsăm. Mă duc să-mi iau și o apiță, că azi fac servicii de babysitting, de mommy sitting.
Știți filmul ăla Aruncă pe mama din tren? E, acu trebuie să o țin pe mama lângă mine. Să nu se piardă mămica. Nu trebuie să se piardă mămicuța. Și că trebuie să o țin pe mămica maxim după sora 13. Ce ai făcut, Bobiță? Te-ai împiedicat? Ce ai făcut? Ți-a luat-o picioarele, razna? Dă-i pedală, dă-i pedală, fugi afară, Bobiță. Băi, pentru cine are copii de ținut în frâu? Cine vrea să sperie copiii? Cine vrea să-i traumatizezi? Lăsați-i la mine pe live, Bobiță, că fac eu servicii din astea online de babysitting și în seara asta facem curs. Curs de poezie. În seara asta o dăm cu poezie, frate. Stați așa, că am și uitat ce poezii ziceam. Camelio, ce poezii ziceam că recităm în seara asta? Facem analiză, ia zi, Bobiț. Cum se numește poezia? Nu mai știu, Bobiță, nu mai știu de capul meu. Două dislike-uri, să fiți sănătoși, prietenii mei. Mulțumesc și două like-uri să fie. Vai, dă-mă, dracu. Și începe poezia, ceva de gen. Somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele și acum tu continuă. A? Ia zi, Bobiță. Așa. Noapte bună. Ia zi, Bobiță, câte păsărele are cuibul tău. Că nu mai e. Ei, salutare, am venit din nou pe live. Noapte bună. Noapte bună, Alina. Mi-a zis Alina Bobiță, nu știu cum să zic, dar am impresia că la tine e doar cu audiență. Noi când ne mai întâlnim? Ci că trebuie să mă culc cu scaunul. Ci că e mare dragoste mare între tine și scaun. Ci că trebuie să ne facem schimb. Ei, salutare, a venit și Alin Leșu. Salutare, salutare la băiatul de la mare. Aroganțele astea, frate, Bobiță, ce ai făcut, mă, micule? Dau și eu, cum dați și voi. Alin, unde ești, mămică? Te-ai întors? Noapte bună. Tu ești de vină. Eu nu am făcut nimic să mor. Doar izvoarele suspină pe când codru negru tace. Dorm și florile în grădină. Dormi în pace, Camelia. Bag-o fefeleag-o pasta. Dii batăre, cum e, mămică? Ia zi, Bobiță. Știi tu ce înseamnă să-ți iei hate? Ia că-ți dau eu, Camelia. Nu, a? Te-ai luat de John? Păi stai că vine continuarea. Trece lebăda pe ape, asta e Andreea. Între trestii să se culce. Fie-ți îngerii aproape, somnul dulce, Andreea. Pe Andreea nu avem, nu? Noapte lungă, tu ești de vină, dar cum să nu? Dormie, să dormi. Încă sunt la mare, sunt în eforie. Bine, Bobiță, dă-o cu eforală, ce să zicem. Dormi, dormie, să dormi. Acolo dormi pe scaunel. Stai așa că vine și următoarea. Paștea nopții ferie, se ridică mândra lună, totu-i vis și armonie. Zi, Camelia, noapte bună, mai dormi pe naiba, păi dormi și pe naiba e bine să dormi, dacă e tare sau e moale, cum îți place, Bobiț. Salutare, Alin, încă o dată bine ai venit, încă o dată mulțumesc Teodora și Angelica Arista pentru taxă de protecție, nu mai există respect, familia se dezbină. Nu mai, Bobiță, că s-au dus fetele, au dat cheia, i-au pus cheia Cameliei în mână și au zis run, baby, run. Vă salut din nou, am revenit, salutare, bine ai revenit, Dina, salutare, salutare. Te pup și ne auzim, seară bună la toată lumea, bine ai venit, pub, distracție maximă, stai tu pe unde e, la eforie. Alin, să știe. Noi stăm aici cu lumea bună, dă-și tu un degețel, în sus, în jos, Alinuț, cum te ține talentul. Dă-și tu viață, când nu te doare chișorul. Nu te doare, arunca, zvârli meduza, Alin. Distracție plăcută, să te distrezi maxim pe acolo pe unde ești. Șantaj emoțional, asta e poezia. No,
Nu cred. Mulțumesc și pentru cele două dislike-uri, să fiți sănătoși și la suflet generoși. Nu e, bă, aia cu șantaj emoțional e alta. Scurtă rău. Să plictisea Eminescu când a scris asta, somnoroase păsărele. Cu mare drag viață, să rămână, mulțumesc. Noi, să plictisea și ce a zis. Hai că o dau și eu în plictiseală. Ce poezie să scriu în seara asta? Hai, somnoroase păsărele, ia. Hai, și încep. Somnoroase păsărele de prin live-uri se adună, a? Se ascund în rândurele, noapte bună. Salută, Elena, bună, bine ai venit, salutare, salutare și Elenei, îi spunem, azi vorbim despre Eminescu. Ce? Cu ce? Cu de toate. Eminescu cu somnoroase păsărele. Salutare încă o dată, bine ai venit. Facem cu ditătii. Încă 2 ore trebuie să generez. Până îmi vine, cum îmi vine ok-ul? Zici ok? Ok, sora 13, poți să te duci la culcare, ne-am făcut treaba. Ne-am plictisit. Dar criticilor mei nu era mai bună? Dar n-are critici. Nu există critic. Mai critic decât tine nu există cineva. Cum să faci tu autocritică? Auzi, știi ce prost mă simțeam că am dat în John? Câți Johnule ți-ai luat-o? Cu cheia de 13, Camelia, cu cheia așa. Cheia, am râs acum cu ea, zic, ce ai făcut bobiță? Ai dat în John? Câți Johnule? Ai văzut cum te ia cu frezoane când ții cheia? Stăpâna inelelor. Avea inelul pe cheie pus. Țâng, 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 țâng. Eu cred că pe bune, acum serios, ce critici, mămin? Băi, mămică, nu există critică, nici măcar în literatură. A? Nu există critică. Stați așa să-mi iau și eu o lecuță de apă, o găletucă de apă, să bag și eu un, să bag un, cine mai, am dat cap, ai, Anda, e, ai dat ca cafeleaga, nu mai faci. Dai, bă, termină-te, ci Dumnezeu, acum serios, ne am făcut-o, asta e, noi am cârpit-o, noi am făcut-o, ce vrei. Nu erai tu, eram eu. Lasă, bobiță, stai calmă. Băi, stați așa să mă duc să-mi iau și eu să mă duc să-mi iau o sticlă, că trebuie să mă hidratez. Stați o secundică mică. Să-mi iau o lecuță de sticluță după mine. Și că live-ul ăsta trebuie să fie puțin mai hidratat decât ălălaltul. Puțin mai cu hidratare, ci că mai cu viață, bobiță, bag lăptuc. Mai cu viață, bobiță, mai cu dedicație, așa ca la nunt, ca la dar. Gata, mămică, băi, n-am văzut în viața mea un prost mai mare ca mine. Sau mor dacă nu. Ci că dacă vrei să ții dietă, trebuie să bei fresh de... Eu sunt Elena, că am văzut o doamnă cu același nume și în jur de mama focului și am decis să-mi schimb numele. Care-i doamna aia? Nu există doamne care să înjure, Elena. Unde există doamna cu același nume? Unde e? Ai văzut? Doamnele nu înjură. Luci, n-am spus că n-am știut. Salutare, Luci. Nu la tine, soro. A, ok. Păi dacă nu jură la mine, atunci de ce spui mie? Ce mă interesează? Glumesc, Elena. Salutare. Ei, acum că doar eu nu mă uit care înjură și ce pe cine înjură. La mine, dacă intri și nu înjuri, e ok. Dacă mă înjuri, asta e viața. Nu, parcă ai fi ultimul om care ar înjura în cazul în care ar intra cineva. Nu. Asta e. Oamenii dacă înjură, înjură. Dacă nu înjură, nu înjură. Sănătate să fie. Te pup, soro, salut, bine ai venit. Da, a, să mă, nu mai... Râs tu, râs, Alina, dar eu am picat ca asta. Păi, dar numai John? Cum vrei să zic? Elena, Micaela, Micaela. Te pup, soro. Salutare, bine ai venit și ție, Luci, Tudose, bine ai revenit. Îți spun... A picat ca proastă. Nu știu, Camelia, nu mă bag. Păi nu, că ea e deșteaptă. Ea e la,
Ea e la etaj, ea stă la înălțime, așa, știi, cam de aici încolo nu mai vorbești cu mine, ca autopălarii. Haide, mămică, să stăm să ne regenerăm. 2 ore mai stau pe lai, bobiță, atâta s-a putut să țin pe bator legat. Hai că m-ai luat tare cu Micaela. Păi cu cine vrei, Elena, o să te iau? Zi cu cine vrei să te iau. Micaelo, Micaelo, știam eu că mă urmărești. Glumesc, oameni buni, n-am nicio treabă. Cu Mihaela n-am nicio treabă. Băi, stați un pic să văd ceva. Vă pun o voce mișto. Stați așa să văd dacă pot să pun o voce mișto. Să trimit un mesaj vocal la cineva, o să vă delectați. Ba bine că nu te bagi, lasă-mă pe mine în rahat. Haide, bă, terminați-vă. Ia asta să văd și eu. Ia să văd un mesaj vocal, un mesaj vocal. Păi de unde iau eu un mesaj vocal? Mamă, bobiță, ce e aici? Ia uite la mine, frate, jihadul. Ia stați, bobiță, să vă dau un mesaj vocal. Bună, 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 sunt pe live. Dai și pentru fraiera de Lari, dai și tu un mesaj vocal ca să saluți lumea? Doar pentru fraiera de Lari, doar atâta. Cum sunt eu? E, Micaela, Micaela, nu mă nerva. Stați, mă, că vreau și eu să par mai deșteaptă, că am zis că vorbim de literatură, mă. Am văzut că e la modă. Stați să-mi bag și să-mi scot vilei. Mamă, ce bine e că nu mai îmi bat pe ochi așa lumina. Doamne, zici că-s rază de soare, plutesc peste casă. Elena, nu, mămică, că nu dau eu. Doamne, ferește, ce treabă am eu cu tine? Feri Mars, Sfântul Dumnezeu. Doamne, ferește. Tați așa, cât dacă nu găsesc eu pe cineva care iau ticosul pe Helenita. Nu cunosc discuția, Camelia. Nu te bag viața în rahat. Viața mea, sufletul meu, inima mea, mi-a dus și mie o cutie de rahat să mănânc pe live-ul ăsta. Stați așa. Stați așa că mi-am dat. Bă, dacă te plictisești, vezi că sunt pe live. Nu mai dau decât din astea. Îmi dai și mie o cutiuță de rahat că sunt la dietă. Mănânc rahat. Vorbim dacă mai țin. Vorbim ce vrei, Luci. Ce vrea inima ta? Deci, simplu. Analize pe text. Somnoroase păsărele pe la cuiburi se adună. De. Hai, determină cât îi bat. Îți dau cu cheia în cap. De ce erau somnoroase păsărelele? Unde au fost păsărelele? Și pe la ce cuiburi se adunau? Hai să vedem cine poate să răspundă la întrebarea asta. Ia să vedem. Unde erau, de ce erau somnoroase păsărelele? Ia ziceți, bobiță. Hai că au intrat oamenii, s-au uitat cum mi-am pus ochelari. Dă, te dracu, și proastă și chiar deja le-ai pe toate. Ești perfectă, plec. Perfecta proștilor. Așa, deci, de ce erau somnoroase păsărelele? Ia uite-te, mă. Dar bună să vă fie inima, fetelor, vă pup, ce ai făcut, bobiță? Stai jos. Nu, nu te așeza pe covor. Stai și tu pe pasă, nu te ia cu leșinul. Întrebare de baraj. Elenita, că tocmai ai venit. De ce erau păsărelele somnoroase și pe la ce cuiburi se adunau? Întrebare. Din somnoroase păsărele. De ce erau somnoroase? Unde au stat? Pe live? Pe YouTube? Pe Facebook? Ce treabă aveau ele? De ce nu se culcă noaptea și ziua? Unde se duc păsărelele când se duc? Și de ce se duc în cuibul altora? Pe la cuiburi s-a adunat. Adică ce vrea să spună autorul? Au zburat păsărelele. Tu ești de vină. Nu, că era invers. Somnoroase păsărele. Uite, a dat păsărica cu subsemnatul. Teodora Arista, 500 de dinari.
Băi, dar nu pot să zic dinar sârbești, că parcă fac reclamă să mor. Parcă fac reclamă. Bă, 500 de euro pentru mămica. Cu mesajul mulțumesc, mami, ești cea mai cool. Te pup, ne vedem peste o oră și 59 de minute. Ia uitați-vă. Dina, mersi mult, Teodora, pentru donație. Dina, erau somnoroase păsărele că veneau din club. Angelica, 500 de euro pentru mami mesaj. Și eu spun, I love you, mami. Fugiți, zboară, puiule, zboară, nu mai sta pe aici, fugiți. Era un club, nu? Deci la club. Și dacă clubul nu se deschide, ce face păsărelele? Unde se duce păsărelele când e clubul închis? A? Cine? Băi, dar ziceți că sunt mamaie, pe bune, cu ochelarii ăștia în cap. Așa. Helenita, după alte păsărele, că le place lor pe la cuiburi. Pe la cuibul cui? Pe la cuibul cucului. La apusul soarelui. Păsărelelor le plac păsărelele. Fiecare păsărică pe pielea ei parlește. Parlez-vous français, mais oui, mais non. Ăsta e live-ul cu somnoroase păsărele pentru Camelia. Somnoroase păsărele, da, le place, au fost la club. Și ce a zis? Șat? Știți aia cu șat? Nu cred că o știți. A? O știți pe aia cu șat? Nu o știți. Lasă că vă zic la final. Se ascund în rămure. Dar de ce se ascund în rămurele dacă se adună pe la cuiburi? Adică de ce trebuie să se ascunde? Zici că joacă pitulicea. Nu pitulata, pitulicea. Ce jucăm azi? Pitulicea. Tot un soi de păsărească sau de păsărică, jocul păsăresc. Pitulicea. A? Da? Și noapte bună de ce? Chiar așa era închis. La magazin bănuiesc, Luce. Au fost la mall, au fost să-și ia niște tricouri. N-au găsit. Păsărelele mele să nu mai veniți la cuib. Semnat. Fefeleaga, ai da de... În garaj cu voi, în garaj, în garaj, bobiță, în garaj, dormiți în seara asta. Lasă că să vezi ce păsărește, dormi ele acolo. La club era închis. Bravo, Luci, uite mă aici, om șmecher, mă știe și respectă legea. Era închis la club și atunci unde se duce păsărelele când se duce somnoroase pe la cuiburi să se adune? În afară de a ne spune noapte bune, unde se duce păsărelele când se duce? În zbor, să nu le găsească nenea polițai, să le pună să plătească ce au consumat. Ce consumă păsărelele când zboară? Din cuib în cuib. Gata, au plecat la club. Fiță, Johnule, doar asta e bobiță. Ce să facem? Acum na, să mai întâmplă. Ăla-i clubul păsăricii. Păsărește? Sau cum e? A? Cum se zice, mă? Clubul păsăricilor? Nu e, mă, clubul noapte bună. Dar fiți atenți acum, doar izvoarele suspină, pe când codru negru tace. Dorm și florile în grădină, dormi în pace. Și acum vine partea aia. Dar de ce plânge izvoarele când pleacă păsărelele să se ascundă printre rămurele? De ce? Plânge paharele, nu plânge izvoarele. Dacă să merge în club, păsărica dacă merge în club, ce face? Că doar nu bea apă de la robinet. Bine, am mai văzut eu păsărele din astea care au băgat apă. Băgau sticla la robinet. Tai așa, bobiță, că sunt pe live, n-am cum să te bag. Vreți să auziți o păsărică mișto? Viață, sunt pe live, sunt în direct pe YouTube. Pot să vorbesc acum? Dar vorbește viață. Ia să vedem dacă recunoașteți vocea. Oh, bună seara și bine te-am găsit, scumpa mea prietenă. Mi-e tare dor de tine și te iubesc mult de tot. Nu știu ce înțelege lumea prin acest cuvânt care eu spun că te iubesc, Haide care chiar că te nu iubesc. înțelege prostii. Ce ai pății zurli? Sufle din copilărie, vai ce dor mie de tine, Lari. Avem, pot să zic păsărica de serviciu? Că vorbim despre păsărele. Nu, eu nu sunt
sunt păsărită, deocamdată eu sunt pizdou, eu nu sunt păsărită. E, ați văzut, na, că se vorbește urât pe live-ul sora 13. Nu, eu nu sunt păsărită, dacă eram păsărită, ciuguleam de mult, dar n-am ciugulit nimic niciodată. No, no, nu, mami, vorbeam de Eminescu, cu somnoroase păsărele, cu astea, alea. A, somnoroase păsărele! Îți, Johnule! Îți păsărele să o țină în mână. Aia e, aia e, da, 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 gata, mă, că te-a recunoscut lumea după voce. Nikita! Trebuie să-mi fac bărbat ca să schimbă femeie. Da, ce ai făcut acum? Să te întrebe și pe tine lumea. Dar tu ce ești, mă? Femeie sau bărbat? Depinde. În momentul ce am familie și am doi copii, ce crezi că aș fi? Femeie sau bărbat? Nu de tine, mă, de mine, că pe mine mă întreabă, mă, mica asta, nu pe tine. Nu te informat, ești femeie, dar ce fii bărbat? De unde să fii bărbat? Cum adică să fii bărbat? Că ai vocea mai dură ca mine, asta e partea a doua. Și o vocea dură și pare să-i căzi bărbat. Da, femeie, nu, că doar am bărbat care ne-o trage, nu? Ea are bărbat, vedeți? E Nikita, da, adevărat. E adevărat. Măi, Mihailau, că tu știi că da, noi, ne știm, noi ne știm de acum un an, doi. Ce vreau eu să te întreb? Viață, cum e viața ta? Cum ești? Ești fericită, sănătoasă, toate bune și frumoase? Cumpa mea, cu cât lumea știe mai puțin despre mine, cu atât sunt mai fericită. Și sunt extraordinar de fericită în Spania. Mai departe de români, aproape de cunoștință și departe de majoritatea românilor. Nu știu ce vrea lumea să înțeleagă prin cuvintele care le adresez acum, dar mi-e așa de bine în Spania, cu lumea străină, de nu-ți poți închipui. Îți spun sincer, cine e trecut prin viață, cine e trecut prin viață, înțelege. Deci stai în Spania, să înțeleg. Da, în Spania, stau de 13 ani. Wow, ce tare! Uite, te salută lumea, salutări Nikita! Mulțumesc, salut și eu, salut toată lumea, numai că eu nu văd, eu vorbesc, spune, transmitere la lume că nu văd, absolut nimic, eu doar vorbesc prin messenger cu tine, prin telefon. Nu, a zis că, da, voi auziți pe Nikita, bună Nikita, te salută lumea, lume bună aici, să știi, te lume salută. Bună, normal, asta e, cine nu e lume bună, asta e, nu mă interesează, respect toată lumea care e bună și respect fiecare om în parte care la rândul meu mă respectă, e normal, nu? Adevărat? Așa e. Păi da, dacă nu tu... În Spania, în Spania voi rămâne? S-a putut să înțeleagă toată lumea, în Spania rămâne, în Spania e casa mea, în Spania e familia mea, și cu bune și cu rele. Vine în vizită în România, ce pot să spun, o să fie o mare surpriză când voi veni. Aș fi venit acum, dar sunt puțin cam dezamăgită că mi-a murit vărul meu. Așa, vărul meu pian și sunt puțin cam dezamăgită în suflet. Dumnezeu să-l ierte. Da, Dumnezeu să-l ierte, ce pot să zic? Mi-aduc aminte când trebuie să recunosc că eram amărâtă pe strâns, eram mai steaua mea, eram singură, n-aveam mamă, n-aveam tată, n-aveam pe nimeni, trebuie să recunosc, nu trebuie să mă laud. Că n-am cu ce să mă laud. Mă laud acum, dar în trecutul n-am cu ce să mă laud în trecut. Și mă chema și îmi bebea bani. Tu știi foarte bine chestia asta, că majoritatea băieților din lume interloc, îmi dădeau bani fără niciun interes. Păi, nu știu. Mă iubeau pentru ceea ce sunt și asta trebuie să continui tu mai departe, că tu știi mai bine. Eu nu știu, mă, mică, că eu sunt mică și nu știu nimică. Nu, e adevărat, tu știi foarte multe. Tu știi foarte multe, tu taci din gură și știi foarte multe. Nu, e adevărat, tu știi extraordinar de multe. Camelia te salută, o tipă de la mine de pe live și spune acum condoleanțe. Și eu salut și mulțumesc frumos și eu salut și îmi pare rău că nu ne vedem. Da, lasă-mă, mică, că ne vedem. Condoleanțe și de la Helenita. Uite, mă, mică, că uite așa. Ce mai faci tu? Pune și tu la Facebook adresa mea, să vadă toată lumea adresa mea de Facebook, să-mi dea cerere care vor dintre ei tăi și arată-le pozitele cu copiii mei în mare parte și vorbești cu ce dorești. Mă, mică, eu nu fac fără acordul tău. Eu nu fac fără acordul tău. Îți dau acordul ca să vezi acolo, fie și te de poze, te și te așa, tot ce spui este adevărat, arată cu copilașii mei, frumos, arată cu câini, arată cu la muncă, la așa, arată, poți arăta cum te vorbești, că tu știi. Da, mami, nu, că tu știi că eu sunt așa, mai cu minții, că eu n-am treabă, eu nu intru, nu tăbăr peste om. Dar eu îți dau voie, când vrei să vorbești de mine, în sensul că am realizat ceva în această viață singură, pe picioarele mele, cum tu arăți.
și tu știi să vorbești mai departe. Viață, cum să nu știu eu, dacă eu nu te știu, atunci cine? Care-i mai lepră decât mine? Nu, lepră nu ești, nu mai vorbi așa, tu dacă lepră nu ești. De câți ani ne știm, mămică? Ești o viață vegașcă, cu simțul umorului, ești o persoană care a trecut prin foarte multe prin viață. Și ce să spunem, un caracter deosebit, pentru că dacă n-ai fi avut un caracter deosebit, eu m-aș fi stat de vorbă cu tine și la doilea rând aș fi avut o prietenă așa ca tine, fată. Până acum că nu prea am fete prietene, tu știi foarte bine. Da, știu că la tine era cu femeile nu, mai nasol, era alergică. Nu urăs, dar limit, nu urăs, să știi că și mare parte sunt fete super. Nu, mami, tu erai alergică pe vremea când eram noi cealapa. Da, eram alergică, nu suportam fetele așa. Bine, nu chiar toate, trebuie să recunosc. Uite, te salută și Bebe Luca și salută pe toată lumea. Bună seara tuturor, bună Bebe Luca, se salută între ei și zice cineva: nici eu nu mai fac nimic fără acordul lui Lari. Ce niște, super. Super, poți să faci cu acordul meu? Uite, cu Lari poți să faci ce vrei. Viață, tu știi că eu nu fac prostii. Eu n-am făcut niciodată prostii. Eu nu sunt. Toți am făcut prostii, dar depinde la ce te referi, scumpa mea. Toți am făcut prostii în viața asta, dar depinde ce fel de prostii, prostioare. Sunt, vezi tu, pe domenii... Care e cea mai urâtă prostie care ai văzut-o făcută de mine vreodată? Cea mai vreodată, nu știu, n-am văzut și prostii urâtă. Una care ai văzut-o în Herăstrău, cea mai urâtă prostie. Da, când ai văzut-o pe una care mi-a suportat-o, eu, ca la care, da, bun. Mi-a făcut cea mai mare plăcere când e doi pumni în gură, două picioare în spate și a căzut. Avem, Nikita, avem valoare. E, Bobiță, ce ai făcut? Ci că zice lumea, avem, Nikita, avem valoare, zice lumea aici. Avem, Nikita, avem valoare și cu Lari, acum, o emisiune, adică Lari este cea mai tare, vezi? Să rămână, nu mai rime. Să rămână, să rămână. Dar tu și cu mine ne-am bătut în rime. Tu pe la Herăstrău, eu pe unde am mai apucat, că nu căpeam de tine, fireai tu să fii, tot mâncai, tot prindeai și mâncai. Scumpa mea, tot ce prindeam, mâncam, în ce sens? În sensul frumos al cuvântului. Așa trebuia să fii viață. Cine te supăra, vrea să-i rup capul. Și care te respecta și te iubea, nu mai, care nu vrea să-i rup capul ca să-l vadă cine ești. Era normal, ca ce era problema noastră. Bună seara tuturor, bună seara, suflete minunate din partea Ginei. Gina Oancă, bine ai venit, salutare, salutare, zic și ție. Aici cu mine în live este Nikita, pentru cine nu o știe. Eu o știu de pe vremea când erai Linda, mai ții minte, blondo. Da, iubita, dar vine Nikita din Spania, dragă, că nu mai stă acum Nikita. Nikita din Spania, Bobiță, da. Eu nu așa, cunosc lume în Spania, no, Nikita din Spania. Nikita de majoritatea Spaniei, spune, Alicante, Benidorm, Tarragona, Madrid, Malaga, Belarmadena, Vélez Malaga. Gabriela Stroie zice, mesaj pentru tine, bună seara, salută pe toată lumea și pe tine automat, întreabă pe Nikita dacă mai joacă la loterie. Da, da, joc la loterie în continuare, dar spune că iubitul meu Daniel nu prea mai mă lasă. Păi joacă-l pe el primul. Eu l-aș pune, l-aș trimite cu biletul, că sigur o să-i placă și lui. Nu, tot, îmi pare așa de rău că am fost într-o seară cu el la o terasă și am stat foarte mult la acea terasă cu el și în gălăria loteria respectivă. Și ca atunci, pinții amândoi, n-am cumpărat biletele respective de sus și alea de sus au ieșit. Auzi, Mihailo, mi-aduc aminte. Aoleu. Dar pot să zic, nu, că doar se știe că tu ești Mihailo. Așa, tu știi că eu zic Nikita, dar tu știi că noi ne știm după nume, Mihaela și Lari. Așa, viață. Ce vreau să te întreb, asta cu loteria, mai ții minte când ai câștigat tu la loterie? De, după ani de zile te-am contactat să-mi dai și mie niște bani împrumut. Nu e adevărat, nu mai contacta să-ți dau bani împrumut, mai contacta să mă fericiți, dragă. Da, am câștigat, trebuie să recunosc, am câștigat, eram amărâtă, eram necăjită, sufeream, aveam un copil mic, bine, nu sufeream chiar în halul ăla, trebuie să recunosc. Mie îmi place să modestă, mie îmi place să mă laud, vai dragă cine sunt eu sau... Într-adevăr, duceam copil la școală și plângeam, Doamne, nu-mi dai și mie că în fața mea într-o zi o femeie câștigase cu 2 euro, 3.000 de euro, până de 25 de ani.
Zic, doamne, nu vrei și mie odată și schimbam nici un dată cu tine, zic, auzi, te vezi biletul ăsta? Nu cumpărăm în fiecare zi, o să-ți iasă într-o zi. Și l-am cumpărat, au trecut 3, 4, 5, 6 luni și până am luat, am zis, dă-mă că a pierdut, mai, pe 2 euro aproape în fiecare zi, pe, și totuși să-mi dat 5, 6 luni, la o adică, știi? Tu știi de câți ani ne știm? Dar o secundă, așteaptă-mă puțin să termin. Zi, Bobiț! Și într-o zi, chiar am cumpărat simțirea biletul și nu l-am controlat. M-am dus copii la școală, m-am plimbat, am avut treburi de rezolvat și băiatul respectiv care mi-a vândut biletul m-a întrebat. Auzi, scumpa mea, bine, spaniol, bineînțeles, tu știi că ți-o ieși numărul, biletul? Zice, a, mă, ieși numărul, nu te cred? Păi cum cu aici ți-o ieși numărul? Ia nu dați așa, du biletul să vezi că ți-o ieși biletul. Du-te, vezi că nu cred eu așa ceva, uite acum adică. M-am dus acasă, am luat biletul. Și dacă mă crez, am crezut jos lângă persoana respectivă, după aia salvarea m-a luat acolo, nu mi-a să cred. Nu? 3.000 de euro timp de 25 de ani. Șmecherie, mămică. Șmecherie. Șmecherie. Dumnezeu să după suflelarii, nu... Pa, adică ce vrei să zici, Mihailo? Că eu n-am suflet bun, că nu joc la loto. Ce să-mi da Dumnezeu? Păi joacă scumpa mea, loteria nu-ți vine în casă. Joacă, trebuie să și pierzi ca să și câștigi. Eu joc, dar eu joc la altă loterie. Loteria destinului. Eu am rămas fidelă. Da, iubita mea, cum vrei tu? Cum vrei tu? Cine vrea fiecare are calitățile lui să joace la loterie? Bine, muncesc ca să joc la loterie. Să nu crezi că joc la loterie, gata... Sau din când în când mai avem banii iubitului meu, Daniel. Daniel, te rog frumos, ia-mi atâtea bilete, Daniel, ia-mi așa. Înțelegi? Bine, că nu ia tot timpul, dar el mă cam cheacă să nu mai au așa multe bilete. De la vremea, are și el dreptate. Dar și când e ziua aia, înțelegi, acum vreau să câștige el. Nu vreau să i-am dat lui să cumpere, să câștige și el. Foarte tare. A, vreau să vă zic că eu, când am vorbit, acum vreo două nopți noi? Da, acum, da. Acum două nopți am stat de vorbă. Are un iubit foarte mișto tipul, foarte mișto, e un tip ok, băiatul. Nu contează cum arată iubitul. Nu, mami, nu am zis foarte mișto ca om, ce ai, că tu știi că nu sunt eu. Ascultă-mă, e un om extraordinar, e un om fidel, da, asta. Un om care mă iubește, îl iubesc la rândul meu, cu toate că ne mai certăm din când că trebuie să recunoaștem, da? Nu cred că vă mai găsi ca el așa. Mamică... La el așa, nu cred că vă mai găsi niciodată. Tu știi cum, relație fără din astea nu e relație frumoasă. Trebuie acolo puțină adrenalină, puțină iubire. Trebuie să mai certăm din când în când. Nu pot să spun că nu ne certăm, dar de câte ori ne-am certat și ne-am împăcat, cred că nu mai am și reîncrepere în cap, înțelegi? Și m-am certat la cât nervoasă sunt când sunt și totuși mă curăși văd de mine cum fac la net. Eu te știu cum faci la net, Bobiță. Auzi, fii atentă, Mihaela. Bună seara, Nikita, din partea Ginei mesaj. Mă bucur să te aud după atâți ani. Ce mai face fetița ta și câți ani are? Eu știu mai mult, dar zici tu. Da, am două fetițe. Deocamdată am două fetițe. Fetița mea cea mare, care toată lumea știe foarte bine. Am născut-o în România, acum are 11 ani, Cristina. Să fie sănătoasă. Lari când vrea cu cățelușul în mână. E foarte frumoasă, chiar are de la video, la TikTok. Poate să o arate Lari când dorește. Și cea micuță, cu șapca de poliție în cap, Vanessa are 5 ani. Mulțumesc! Să fie sănătoase fetele tale. Chiar... Mulțumesc frumos, cumpa mea! Știi că... No. Știi că eu... Noi nu ne vedeam niciodată cu copii. Da, într-adevăr, toată lumea, în mare parte, mișa vorbe când eram în copilărie, de chiar nu aveam nici iubit nimica, spunea că sunt lesbiancă. Dar mie nu mi-a plăcut niciodată femeile, mie mi-a plăcut băieții, dar dacă nu găseam băiat care trebuia, nu m-am culcat cu nimeni, până la vârsta de 33 de ani, eu nu m-am culcat cu absolut nimeni. Cred că de-aia m-am făcut și atâta nervoasă, cred că mi s-a urcat la cap. Lasă-mă, mică, că tu, ei, că nu... Ba nu, că eu n-am auzit, serios, eu n-am auzit de tine vorbe și acum dacă eu nu le auzeam, dă-mă încolo, că știi bine că... Nu, cum stau în vorbe, că am suferit mult la viața mea, nu mă bucat cu nimeni până la 33. Păi cred. Tocmai asta zic, tu știi bine că noi știm multe chestii. Gata, mă apuc de loterie. Cu toate că am umblat peste tot, dar peste tot am umblat și știi foarte bine că eram mai cu băieți după mine, așa că îmi pare rău. Mai rar fată mai cu băieți peste tot și să nu facă nimic. Uite mesaj, Cică, gata, mă apuc de loterie, poate mă ajută Domnul.
zice Camelia. Să dea Dumnezeu, să-și pui numele, spune tu ca lui Camelia, să câte persoane are în familie, să-și pui primele numere de data de naștere. Spre exemplu, ea e născută pe 25, mama e născută pe 17, fiecare câte persoane sunt în familie, spune să pui primele, eu așa am câștigat, primele cifre din data nașterii. Pune să spui. Spre exemplu, mama, tata, fratele, ia să le pune, să le place mereu. Și va ieși. Ia uzi, Camelia, de la Gina Oanca să fie sănătoase și să-ți aducă numai bucurii fele și Gabriela Stroia să vă trăiască și să vă aducă numai bucurii. Mulțumesc asemenea, spune la toate, mulțumesc asemenea, sunteți niște scumpe Te aud, și niște fetele, drăguțe, poate viață. Fetele, te aud pe tine. da, ele mă aud, eu mă aud pe nimeni, eu doar pe tine, înțelegi? Și la el le transmit din această undă. Camelia Nikita, tu ca mine, două fete, multă sănătate și fericire îți dorește și le Da, asemenea, dorește. multă sănătate, multă putere de muncă și multă fericire, că nu știu să ai de copii. Viață, Și cum poate e? E nu. mișto în Spania? E extraordinar, depinde cum îți faci tu viața. Este extraordinar. Trezește-te, du-te la muncă, ai grijă de copii, adu copiii de la școală, du-te umblă pe unde ai sipe, așa se spune în Spania, sipe, adică când te duci să-ți faci la medic, nu mai știu să mai vorbesc că de medic, la Controale, medic, programări, control la controale. medic. Aici se spune sipe, sipe se spune. Cine a fost în Spania știe despre ce vorbesc. Bine, trebuie să faci multe, până și polițiștii mi-au spus, prietenii mei polițiști mi-au zis, mai rar femeie ca mine, în ce sens? Să le faci atâtea pe toate tu singură, băi, de capul. Trebuie să spui tuturor telespectatorilor că nu am pe nimeni, dar niciun ajutor, decât iubitul meu și eu singură. Și iubitul meu nici la rândul lui n-are pe nimeni. Da, că Adică știu. n-avem familie. Da. Bineînțeles că nu avem familie, că n-am mamă, n-am tată, n-am, adică nu am, dar vii întregi, nenorociți, înțelegi? Nu are rost să mai continuăm, nici nu mă bagă seamă, dar n-am nevoie, eu am familia mea, înțelegi? Trebuie să spui telespectatorilor că nu ajută nimeni în familie, n-am pe nimeni, decât Dumnezeu și cine e în jurul meu. Păi, na, mami, știi cum, că așa a fost cam dintotdeauna, eu de când te știu știam că ești cam pe Da, pielea ta. de când de mică. De mică, de când era la 11 ani pe străzi, da. Ce vreau, știi, te întrebați, știi de câți ani ne știm? Cred că sunt vreo 20 ceva de ani. 23, 24 de Da, ani, cam deși, așa, da. 23, Da. 24 de ani. Am în copilărie, în cu tine mai am câțiva prieteni, mai am foarte mulți prieteni, în cu tine, de la școală, din generală, din parc, de unde ne întâlneam mereu, în restul, prindeam pe Cosmina Păsărit, o calc în picioare. Nu vorbim urât! Lasă-o pe Cosmina! Dar zi de Da. Nadine. Nadine, eu spun că lasă, n-am știut că poate să fie așa de bună prietenă, Nadine, crede-mă, Nadine m-a ajutat foarte mult. Îl Ții apreciez și minte? îl iubesc. N-am crezut că... Înainte aveam aminte cam plantă, cam prostuță, dar vezi tu, m-am schimbat și am observat că oamenii nu trebuie judecați niciodată. În Am făcut viața și mea noi nimeni nu trebuie să tâmpenii. judece Am făcut tâmpenii, Mihailo. pe nimeni. Am făcut Multe. că nu prea gândeam notorietatea noastră de tine. Dar acum, după ce am devenit mame, după ce vezi că am preluat viața singură în propriile mâini, nu mai pot să mai fac ce ai făcut tricot, înțelegi? Nu mai pot. Uite, spre exemplu, eu m-am dus într-o discotecă, cum ne duceam noi, de până dimineața, Max, unde ne duceam, nu am mai fost de, crede-mă, de vreo 10 ani, 10-13 ani n-am mai fost într-o discotecă la De atunci? aia. Da, de 13 ani eu n-am mai intrat într-o discotecă. A, în barul așa, da, Ba, tu știi de unde te 3 ani duceai n-am în mai Martin, îmi aduc fost. aminte. Martin, da, cea mai tare, Mamă, ce discoteca mergeai Martin, în da. Martin Bobiță, tu erai șmecher în Martin. Era șmecheră în Martin, zice că mă cunoștea toată Păi lumea, da, toate erai neamurile. șmecher, eu nu mergeam în Martin pe Șmecheră, vremea. dacă n-aveam niciun ban în buzunar și veneau băieții cu bani și fetele cu bani și vedea bani. Și banii de la intrare lăsa să intre pe ăștia care îmi dădeau mie bani. Hai să fim oameni, nu trebuie să recunosc, nu. Mă descurcam, nu eram șmecheră, șmecheră nu era să ai părinții bazați, nu, eram singură în lume, încercam să trăiesc, să, ce să spun, să supraviețuiesc, singură, fără ajutorul nimănui. Dar important era că mă căuta lumea, mă căuta copii de bangața și îmi dădea bani. Știi foarte bine chestia asta. Fără să le cer eu, fără să le... Da, mami, știu. Păi unde erai tu? Erai pe Herăstrău, nu?
Chiar Este noi, scaunul tineretului. când Este ne-am scaunul tineretului cunoscut, drumul taberei. da, așa, tu erai cu motoriștii de la Moldioane. capăt, din drumul taberei, tineretului, Da, Moldioroș, da. Herăstrău, unde erai tot așa. Uite, zice cineva, Nikita Narganda m-a făcut unul tonta și i-am spus gracias. Nu. No. Și pe Ah, mine sigur, mă sigur, făceau tonta, mulți tonta. tonta. Tonta, adică proastă. Nu, no, nu e proastă, nu. Mă făceau și Bine, pe mine tonta. a răspuns foarte frumos, a răspuns. Dacă i-a spus, i-a răspuns, el la acest răspuns, a răspuns foarte bine. Salutare Mirela Ipsilac, bună seara lume, bine ai venit. În România nu te mai întorci sau te-ai stabilit în Spania, întreabă Gabriela Stroie. Da, transmite lui Gabriela pe această cale că cu cel mai mare drag m-aș întoarce în Spania, dar lumea este foarte rea, În România. foarte vârfitoare, da, exact, foarte vârfitoare și foarte invidioasă. Nu mă voi mai întoarce decât în vizită și să-mi vizitez cunoștințele, pentru că nu am cum să uit de unde am plecat. Țara mea este Spania, în casa mea este Spania, aici voi trăi, n-am ce să fac. Copiii mei au cetățenie spaniolă și nu, eu nu am, eu am cetățenie română în continuare, că nu vreau să renunț la cetățenia română. Dar Da. problema e că nu mai mă întorc. Da, tu știi că Trebuie să eu mă ți-am zis că ar trebui să te mai întorci din când în când în România, pentru că sunt oameni care chiar îți duc lipsa și știi ce ți-am zis eu. Mai las și eu locul la alții să mai apară la televizor. Nu trebuie să mai apar eu, că dacă ăsta mai apar eu, să ajung eu în țară, îți dai seama. Se preia din nou acum, cade vulpița și mă ridic eu în continuare. Cade vulpița. A căzut vulpița, a? A Auzi? căzut vulpița și că punem de ceva mai departe, dar am un respect foarte mare față de tine. Să rămână, mersi. Tu știi că eu nu prea înjur, nu? Chiar tu mai ai auzit vreodată înjurând pe mine? Eu am un respect foarte mare față de tine pentru că te respect. În particular, mai îmi permit eu să vorbesc așa câteva glumite cu tine. Dar acum, dacă ne ascultă atâta nume și atât telespectator, nu pot, nu permit. Am Da. tot respectul față de ascultător, nu? Adică în privat mă tăvălești. Că zice lumea, ia uite-te, a? Nu, dar tu nu m-ai auzit în jură, nu? Niciodată. Nu te tăvălesc, că nu-i frumos să te tăvălesc și nu, că între prieteni domină respectul. Auzi ce mă gândeam eu? Mă gândeam odată, tu știi pe cine vreau eu să, cu cine vreau să ne întâlnim? Cu Naomi. Cu Naomi, cum, în direct aici? Nu în Dacă nu ne direct. întâlnim față în față, tot degeaba, să-i mai, să Păi, mai trece un pic de păr. haide, băi, nu mai, băi, termină. Ce ai făcut, Bobiță? Oh, domnul Dan! Oh, domnul Dan! Ia mai fă o paia, o mai Nu, știi? a meritat, chiar a meritat, scumpa mea, pentru că m-a supărat de foarte multe ori, mi-a scos vorbe, aveam un iubit pe timpul ăla și îmi scotea vorbe, iurea și efectiv, și eu cum eram puțin cam dusă cu capul cu nervii, nu suportam ca cineva să vorbească nimic la adresa mea. Și m-am enervat, într-adevăr, am pus niște băieți și am aranjat-o, ce să fac? Bă, Ce dar să cât fac? de Asta perfect sunt. ai putut să joci, că mă uitam la Dan Diaconescu în direct și te vedeam. Vai, domnul Dan, vai, domnul Dan, dar are cucuie, vai, mi se rupe inima de tine. Cine mă cunoaște știe de ce sunt în stare, nu? Cine mă cunoaște și e trecut prin viață știe de ce sunt în stare. Și a trăit alături de mine și în jurul meu știe de ce sunt în stare. Am mai multe. N-am numai o calitate, am mai multe calități, că, bine, am mai multe calități că și defecte, normal că nu sunt perfectă. Dar în mare parte am calități care nimeni nu bagă de seamă ce calități pot am. Și călarii Nikita și Naomi, asta ar fi ceva. Naomi, de aceea eu sunt transexual. Ia, lăsați-mă în pace, mă rog frumos, sunt mamă de copii. Nu-i Care nu mămică, mămică, zice că, păi tu ești cu vorba, înțelegi? mă pune somnii cu Naomi. Nu, Nu mă pune mămică, somnii nu cu în Naomi. live, mamă, taci, Bine. zicea de să apărem la televizor. Tu Da, nu pot vorbești? să mă vezi că apare cu Naomi la televizor. Naomi are sculă între picioare. Ce caut eu cu ea? Ia Păi să. na, atunci rămâi cu mine, mamă. Gat, băgăm Nu mai cu amândouă. mine. Ești frumoasă, ești cu A, părul da. peste cap, ca de panchistă ca înainte. Vai, mai ții Rechila minte? dacă mai era. Vai. Rechila dacă mai era cu noi. Ești panchistă ca mine ca înainte, ești de viață. Rar să, te-am spus și ție, rar să întâlnesc cu o persoană așa, să m-am atâtea ani de tine. Vai, chiar mai ții minte, Nichito, când purtam creastă, umblam cu skinhead-eri și cu pancării de Da? la universitate. Da? Vai, de capul meu. Da? De Da? mă trăgea Da? garda de creastă și păcea ce e asta, perucă? Nu e Da, nebunule, părul meu, dă-te dracu de nebun.
Da, uite că ne descurcam, Lari. Ne descurcam, nu făceam prostii, nu ne drogam, nu beam, dar ne descurcam. Adică mâncam, beam, ne distram pe care ne doream. Era Da, frumos. băteam pe cine ne supăra și ce să mai zic mai departe. Eu n-am bătut niciodată. Nu mă băg. E, n-ai bătut niciodată, da, știu. Cu floarea pe umăr, știu. Nu vreau N-a. să mai mi-aduc aminte, te rog eu. Lasă, că a fost bine, lasă. Las viață A când fost noi am bine. fost fete. Eu dacă nu băteam în viață, nu mai eram Nichita. Eram una de aia la țară, mai jos ca vulpița și poate atârnam cu botul și cu rița. Dar mai bine să nu mai atârn cu botul și cu Ia, gurița. ți și aia săraca, cine știe ce, avea și ea Nu foamea prea mai avea. săraca. Ai văzut aia, să știi Hai că nu de prea mai capul avea. ei. Moldoveancă, moldoveancă proastă ca mine. Lasă-mi Iată. plata lui Dumnezeu amărâtă, Ai vai pe de bune, capul ei. auzi? Te rog frumos, te văd proastă. Te rog frumos, da? Gata viață, moldoveancă deșteaptă ca mine. Ce proastă sunt. A, tu ești aplicat în nici ca mine. Dar cum e că nu sunt niște ale zbușcuriștia, Dar eu n-am zis de tine viață. că mă... Ultima dată, zice Gabriela, am văzut-o pe Nikita acum câțiva ani cu cei de la Wowbiz, că au fost și la ea în Spania, că au fost la ea în Spania, zice. Da, au fost în Spania când am câștigat la loto, așa este. Și Mădălina a fost foarte încântat că am câștigat la loto. Da, așa este. Și na, normal, dacă după m-a dus audiență, toată lumea spune că de ce mă bagă pe mine o săptămână la rând, m-a pus pe mine prima în emisiune, tot timpul, la Obis, că de ce mă pune pe mine mereu? Pentru că e ceva frumos, nu-i normal. Și abia m-a pus dușman și a spus lui Mădălin, Mădălin, te rog frumos, nu mai vreau să apar la televizor. Cu cât apar la televizor, cu atât am mai mulți dușmani, nu știu de ce. Da, n-ai avut așa. Da, de atunci, zice Gabriela. Uite, ai fana ta, vezi, uite și Camelia și Gabriela, fanele tale, uite și Orice mai Gina. bucură, vine să intre. Dă-mi adresa mea de Facebook, să-mi dea cerere, la toate jurate. Pune Mihaela Nicoleta Ispas. Mihaela Nicoleta Intră. Ispas, căutați-o pe Facebook, că nu mușcă, să știți, e fată bună. Dar depinde, zici cine sunt fanele mele, să-mi lasă mesaj. Nu vrăjeală și alea, că le blochez imediat. Gina Oancă, Nikita, ai rămas aceeași fată cu personalitate și cu un caracter frumos, zice Gina. Mulțumesc, mulțumesc asemenea. Înseamnă că și tu semeni cu mine, dacă spui asemenea cuvinte, mulțumesc din suflet. Înseamnă că ne asemănăm. Nu știu cine poate să spună cuvintele acestea. Îți spun și eu o întrebare, tu știi că noi am vorbit, ți-am zis, da? Eu nu ți-am Orice pus întrebare, întrebarea, draga mea. că tu Pune orice știi. întrebare. Auzi? Ce te-a determinat să pleci din România? Care a fost motivul principal? La ce te-ai gândit când ai luat decizia să pleci din România? Ce m-a determinat să plec din România? Sincer, să fiu câștigat, dacă vă aduceți aminte, am câștigat la bingo 1 milion de lei. Dacă vă aduceți aminte. Am născut-o pe Cristina și Cristina avea 3 luni și am câștigat la bingo, la Romică și la Romică Ciociu și ăsta, Mică La Șeru, Cornel dacă Palade. cineva și-a aduce aminte, ani întregi, acum câțiva ani buni, am câștigat 1 milion de lei la bingo, la televizor, televiza, așa și pe dincolo. E, banii aceștia, cineva m-a învățat, dă-i drumul de aici, din România, pentru că aici n-ai ce să trăiești, n-ai ce lume rea, lume invidioasă, și început să se tăbare pe mine, cum să spun eu, neamurile. Și cum pe mine neamurile nu m-au stat atâtea ani pe stradă și niciunul nu m-a ajutat, nici cu un pat, nici cu o mâncare, cu o farfurie de mâncare, sau cu o căldură sufletească, cu un sfat, am plecat, am fugit, că toți stăbărau pe mine, că auzeam, am deja apărut în ziare că am câștigat la, m-am dat și la televizor că am câștigat la Bimbo. Și asta m-a determinat să vin în Spania. Și în Spania sunt mai liniștită, mult mai, a fost la început puțin mai greu, dar acum sunt liniștită, nu deranjez pe nimeni, nu mă deranjează nimeni, știu cine îmi bate la ușă, îmi rezolv treburile mele, mă distrez, mă duc la muncă, îmi rezolv treburile, copiii, în mare parte, ca o mamă care așa are grijă de puii ei, normal, de familia mea, unul care își rezolvă treburile cu frica de Dumnezeu și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ce îi dă pe fiecare zi ce trece. Nu trebuie să uităm de Dumnezeu. Asta vreau să spun tuturor telespectatorilor. În fiecare zi, oriunde, ori fi, de unde sunt și orice îi se oferă, bune sau rele, să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne oferă pe zi ce trece. Ai vreun regret, Mihaela? Am un regret, da, am că am fost prea bună. Am fost prea bună și am fost jocă de praie. Tu vorbești de perioada când ne știam noi. Adică Da, asta același. e. Și nu mi-a cunoscut, și nu că nu mi-a cunoscut părinții mei, personali.
Același regret care l-am și eu, că au fost foarte multe momente când intram de andranga în viața multora, fără să îmi dau seama că oamenii nu prea îl puneau la suflet. Da, exact. Îl puneau la suflet pentru că nu au suferit cum am suferit noi. Tot Nikita a Fără mamă, rămas. fără tată, fără iubire, fără... Ce să spun? Multe și mărunte, tu știi foarte bine. Uite, mesaj de la Camelia. De ce dușman, doar frustrat și altul de la ea? Tot Nikita a rămas. Are vorbele la ea. Mulțumesc frumos! Spune că mulțumesc, transmite că mulțumesc frumos și cu altă ocazie sper să ne și vedem, că sunt tare dor, mi-e tare dor să mă vadă la față toți telespectatorii. Tu știi că eu te-am văzut. Bine, tu m-ai văzut, Zum, m-am zum, văzut pe zum, zum. televizor. Că... E neschimbată, oameni buni, e neschimbată. Nikita e Nikita, Ai dragă că sunt mai neschimbată. schimbată, sunt blondă, sunt altfel, hai, te rog eu. Tot Asta le tânără spune pe e. acolo, la Facebook, la... Bine, cine vrea spune să mă vadă că sunt schimbată, să intre pe Facebook. Mai transmite-le încă o dată. Și acum nu ai de gând să-ți cauți părinții? Scuze de întrebare, întreabă Gabriela. Da, spune lui Gabriela că i-am căutat și sunt morți la cimitirul din Cuncăvești. Da, sunt morți. Și mama, și tata, și mamaie, și tataie. Numai că eu am, pare să cam în Cuncăvești, acolo la Snagov, am o avere foarte mare, lăsată de moștenită de a mea, pe numele meu, lăsată de bunicii mei și de mama și de tata, dar te-am gândit, aia e problema la Snagov, pentru că nașul meu a fost și primarul din Snagov, care a fost odată acum 20 de ani, dar cine a fost primarul Snagov a fost nașul meu. Și Da? am foarte mult, am terenuri, am multe terenuri, am terenuri, hectare de terenuri, am și cavou la cimitirul meu, bine, nu cavou, ca și cum să-mi construiesc, am casă și nu știu, uite că n-am știut cu ea. Uite, Gabriela, ți-a răspuns la... Dar nu cred că trebuie să-ți ceri scuze de întrebare. Doamne ferește! Mirela Ipsilat, în România e bine o duc parlamentarii și restul pionilor care îi mută de aici colo. Eu nu am treabă. Eu vin în România cu banii mei, din România, eu vin din Spania cu banii mei în România, am rezolvat ce am de rezolvat, îmi trec la cunoștințele mele, la tovarășii mei, la prietenii mei și apoi, nu știu, vin înapoi în Spania. Pentru că Spania e viața mea, Spania e casa mea. Oriunde m-aș duce, cu toate că România m-a născut, în Spania e casa mea. De ce? Pentru că nu am rezolvat în România ce am rezolvat în Spania, oameni buni. Vă spun sincer, în timp atât de record. Singura, cât am stat în viață, în România am avut parte numai de suferințe, de chinuri, de durere, de foamete. Eu vă spun sincer, nu mă laud, da? Nu aș vrea să mă trezesc, să mă duc, să caut, să umblu. O să povestim într-o altă emisiune. Povestesc, că pe de dragul lor nu pot să povestesc. Dar, Mihaela, tu știi bine că tu cu mine poți să vorbești, în sensul că dacă Iată, ai vă spun. treabă, mami, dacă ai treabă, îmi zici. Nu am Așa treabă. viață, că tu Vreau să știi povestesc? că... Vreau să povestesc și în Spania am rezolvat foarte ușor ceea ce trebuia să rezolv în România. Cum e posibil așa ceva? Cum poți să rezolvi într-o țară străină să ai casă, să ai familie, să fii tu în linia ta cum vrei tu și nu poți să fii în țara ta? Mai ești cu o scută și... cum să spun ție, cu o scută de toată lumea și apar la televizor, nu stau peste tot și în ziare. Ești persoană publică. Auzi, îmi permiți o întrebare? Orice Da, întrebare, spune-mi. adevărat, adevărat, fără mască, fără nimic, fără protocol. Adevărat, tu știi cum ești tu. A, A fost adevărat. vreun moment când te-am enervat eu rău de tot, adică ai vrut să ne cârpim? Nu, nu, Niciodată. cine, întreabă cine. Nu, eu te întrebam. Eu, Nu, blondo. nu, nu. Nu, scumpa mea, nu, nu, deci nu. Nu, niciodată, între noi n-a fost niciodată. Niciodată. Că nu că mă gândeam, zic, bă, măcar să te întreb acum, după ani, știi că suntem la Așteaptă puțin, distanță. Ia. Vorbește puțin, vorbește o secundă. Așteaptă că voi cineva la ce vorbește. Așa. N-am știut că, uite, serios, acum mi-a generat ideea, zic, bă, pe cine să sun? Stați, mă, că zic să sunăm pe Mihaela, așa, mai aflăm și noi de la ea una alta, că ea oricum, la liniște s-a dat, s-a potolit. Noi ne-am cumințit. Acum o înțeleg perfect pe Nikita în România, doar în vizită, din păcate. Sau aici o înțeleg, da. Da, eu am vorbit acum vreo 2 seri cu ea și îmi spunea că nu vrea să se mai întoarcă în țară. Adică familia ei acolo, viața Gata, am ei. revenit. Salutare, Matilda!
Uite, îmi zice cineva, aici o înțeleg perfect pe Nikita, în România doar în vizită, din păcate. Camelia. Da, în vizită pentru că am foarte multe cunoștințe, foarte multe persoane care m-au ajutat când mi-au fost greu. Și de ce să mint, nu, cu părere de rău, nu știu ceva mă face să nu mai rămân în România. Parcă e mai bine, m-am obișnuit așa cu străinătatea. Bine, pentru mine străinătatea, recunosc că a fost grea la început. Acum e ușor, de ce? Pentru că am intrat în mediul ambiental, muncesc, îmi bădă treaba mea, rezolv treburile, sunt permanent aici în Spania, am casa mea, am tot ce trebuie în regulă, e ca și cum ați locuit în România, efectiv ca și cum ați locuit în România. Uite, spre exemplu, cât am fost în România, nu aveam buletin. Vreau să mă duc la cunoștință să facă buletin. Cât sunt aici în Spania, fac ce vreau și fac și la altă lume buletin. Cum e posibil așa ceva? A, deci tu ți-ai luat cetățenie? Nu, eu nu mi-am luat cetățenie, copiii mei au cetățenie. A. Copiii mei și acum îi fac lui Daniel, iubitul meu. Am înțeles, am înțeles. Matilda, bună seara tuturor, bună seara sora, bine ai venit Matilda, salutare Nikita, dar să auzi ce ai făcut, dar să auzi că ai făcut infarct, e adevărat? Adevărat, da, foarte adevărat, este adevărat, s-a dat la televizor, la toate știrile, la toate postul de televiziune din România, pentru că într-adevăr a pusat o prietenă de-a mea, da, dacă nu venea poliția și salvarea, să-mi ia copiii, să aibă grijă de ei, un prieten de-al meu polițist, da, muream, recunosc, da, așa este. Eu chiar n-am știut, tu mă crezi? Da, deci am făcut prin infarct și am avut noroc că totul cu por la mine o fotografie cu Arsenie Boca, veche de 100 și ceva de ani. Uh-huh. A, zice... Și era preot, înțelegi, care făcătoare de minuni și cuvântul Domnului. Spun câteva rugăciuni tot timpul numele Domnului, spuse de Arsenie Boca și crede-mă, fac mine de plină. Cine are încredere în Dumnezeu se rezolvă. Și depinde, cine are, asta e treaba lor. Mulțumesc bunului Dumnezeu că am scăpat și nu mai vreau să mai trec prin asta, că într-adevăr am fost foarte nervoasă în viața asta. E greu să fii singură lume, să n-ai mamă, să n-ai tată, să n-ai niciun ajutor, să umbli într-un lume din dreapta în stânga, să faci doi copii, să încerci să-ți faci viața cu cineva și nu se poate, să nu renunți la copii și să renunți la oamenii respectivi, pentru că oamenii vin, portează copii, nu interesează copiii. Și eu orice, fac orice pentru copiii mei. Și cine mă iubește e cu mine. Cine momentan îmi iubește copiii cu mine și asta e. Am o întrebare. Ia zi-mi ce părere ai despre ăștia care înjură copii? Despre ăștia la cine te referi? Așa, lumea în general. Nu știu, să te ia cineva să-ți înjure copiii. Să... Îmi înjură mie copiii lipsă de caracter, lipsă de scrupule și lipsă de bun simț. Lipsă de educație în mare parte. Zice Gabriela, de fapt, credeam că e vrăjeală, faza cu infartul, dar uite că nu e vrăjeală. Nu e nicio vrăjeală, dragă, am scris și pe Facebook. Ei, dar poate fata chiar nu știa, știi? Că știi cum e presa, Mihaela? Nu e vrăjeală, nu e vrăjeală. Totul e adevărat, dragă, sunt mașini de poliție la spital și copiii mei, arăta pe copiii mei acolo. Uh-huh, uh-huh. Da. Ce planuri ai pe următorii 10 ani? Ne vedem și noi? Tragem și noi o petrecere? Tragem o mare petrecere, te voi invita la nunta mea, dacă e posibil, dar mai am un an, doi, să-mi rezolv o parte din probleme. Viață, mă fac domnișoară de onoare la nunta ta. Și voi face nunta. Sper să fiu... Ai auzit? Da. Serios, mă îmbrac în rochie la nunta ta. Cu cea mai mare plăcere, Doamne ajută, dar cred că aș face în România nunta, că vreau să fiu în biserică românească, în biserică ortodoxă. A, la ortodox. Exact. Camelia, vai, cred că Nikita ar călca în picioare pentru cei care înjură de copii. Le-aș călca în picioare, le-aș pipeca cu cuțitul și le-aș pune sare. Zice Nikita, nu zic eu. Dar nu neapărat din jura copiii, dragă. Haideți să vorbim că sunt persoane care schimjui copiii. Sunt persoane care abuzează de copii. Hai, lasă asta, e puțin spus. Lasă, jurătura mai spune și omul la noi. Dar mă refer în sensul cine abuzează de copii, cine își bate joc, ăsta cu abuzuri în ziua de azi. Asta e important. La loc puțin, tu crede, mă, sunce, copiile scrie și pinteca cum pinteca carnea aceea și omul la răsoare așa și iar din nou, și iar din nou. Asta trebuie, în mare parte.
Ferească Dumnezeu să nu mi se întâmple așa ceva, că nu vreau să devin criminală. Gabriela, multă sănătate, Nichita îți transmite și îți urează. Mulțumesc asemenea, mulțumesc asemenea! Auzi, dar chiar tu serios, iei tratament ceva? Nu, ce tratament? Păi după, după ăsta, da, pentru inimă. Da, am luat numai eu, am luat pentru că îmi pus inimă să devii dependentă, că nu e bine. Am luat, da, am luat, mai mă duc o dată pe an, mă duc la control, o dată pe an. Știi ce mă gândesc? Când eram noi puștoaice, că eram puștoaice, dăm încolo, nu eram noi mari balauri, eram niște copii care ne făceam și noi acolo, de cap în lumea, de la mijloc. Da. Așa. Eu nu te vedeam niciodată, tu știi bine că eu nu am, niciodată n-am avut noi discuții, auzi, dar tu vrei să te căsătorești, tu mereu ziceai că nu vrei să te căsătorești, că tu vrei să fii în circa. Aveam o viață necăjită, amărâtă, nu puteam să mă gândesc în viitor, decât pentru ziua de mâine. Ca să am ce să mănânc, să fie bine. Nu știam că o să mă căsător. Cine spuneam că spuneam, din când în când mai spuneam, Doamne, nu o să am copii, nu o să fac copii. Știu, păi asta zic. Că știi că n-am mai vorbeam așa. Nu o să am iubit că-l bat, că nu știu așa. Exact asta zic, știi? Noi când stăteam de vorbă. Nu o să am iubit că-l bat, îi rup capul, dar uite că nu știu așa. Soțul tău e adevărat că este polițist, întreabă Gabriela. Salutări, Melania. Da, da, este spaniol, da. Așa e. De unde știi? A, ați intrat deja și ați citit, nu? Vezi, mămică, eu nu mă bag. Eu, uite, scrie așa lumea. Așa este. Așa, și vreau să zic, mi-aduc aminte că noi n-aveam din astea, adică nu discutam noi despre viitor foarte colorat, așa, cu rochii de mirese, cu nunți, cu alea, bine, că la mine știi că sunt defectă pe avarie, că nu aveam eu treabă cu normalitatea, nici nu te-a deranjat pe tine. În viață mai înaintezi, cumpa mea, în viață mai te schimbi. Nu, dar asta vreau să zic, că te-au schimbat mult, te-a schimbat foarte mult prezența copiilor, te-a schimbat enorm de mult. Da, da, m-a schimbat enorm de mult și ce pot să spun, nu? Mai bine să fii mamă, să ai pe cine iubi, să ai pe cine să te iubește, cu soțul lângă să te iubească, pardon. Nu mai știu să mai vorbesc românește, așa. Lasă, mami, că e ok. Să fii iubită, efectiv, să fii iubită, să fii iubită și să ai lângă pentru cine să lupți în viață. Pentru familie, nu-i normal. Ce e averea? Care e averea omului în ziua de astăzi? Să fii sănătos, să mulțumești lui Dumnezeu și familia, nu? Întreabă Melania, te pup, despre ce vorbiți? Vorbim cu Nichita, stăm la povești, uite că nu mai era și am zis, bă, pe cine? Hai să sun și eu pe... cum ți-ai pus numele Nichita? Ce mișto, Gina, bravo! Ai spus tu, ai răspuns tu, Lari, te rog frumos, că tu ai fost cum e, l-ai spus Nichita. Pe vremuri, când am cunoscut-o... Pe vremuri când am cunoscut-o, nu era Nichita, era Linda. Așa îi se spunea. Eu așa am cunoscut-o prima oară când am interacționat cu ea. Linda în sus, Linda în jos. Mă, cine e? Linda. După ceva timp, cred că s-a plictisit, o știa prea multă lume și a zis, bă, bag și eu Nichita. Și Linda și Nichita erau două personaje destul de abile. Înțelegeți voi, tehnica asta cu datul cu nu palma. Și asta. Și dar eu știu pe tine, Mihai, era, te știu de pe vremea când erai Linda, nu Nichita. După aceea să Nichita a avut mai mult succes, trebuie să recunosc, mi-a adus foarte mult. Mie îmi plăcea mai mult Linda, erai mai, nu știu. Nu, mi-a adus foarte multe faimă, recunosc, mi-a adus multe realizări, mi-a adus multe împliniri, recunosc, mi-a adus mulți bani, cine ar vrea să apară la televizor câteva minute și să-și umple buzunarul de bani. Indiferent ce vorbeam, puțin îmi păsa ce îmi spunea lumea de mine, eu știam ce am de făcut în emisiuni, atât timp când nu te prostituezi, nu te duci cu unul și altul și nu ești arătată cu degetul, nu poți să vorbești orice în emisiune, înțelegi? Dar eu n-am avut nume din ăsta de scenă. Mai bine decât proastă, mai bine nebună decât proastă, da? Bă, bună asta, bun, să mi-o zici și mie, să mi-o amintești din când în când. Mai bine nebună decât proastă, da? Gata, săruna, să trăiți, gata. Eu urmăresc de mult pe Nichita, dar vezi că tu nu te mai poți lua după ăștia de la TV, că mint mult, zice Gina, Gabriela. Așa este.
Spune că așa este lui Gabriela, dar are dreptate. Și Melania zice, aha, eu am și uitat ce a fost în tinerețe. Eu n-am uitat, că nu pot să uit, că trecutul meu a fost foarte, foarte oscur, spune-i. Adică foarte închis. N-am cum să uit, pentru că rănile rămân, spune. Gina, mulțumesc pentru răspuns, cu mare drag, Gina. Și Camelia te întreabă, Nikita, a fost greu să înveți limba spaniolă? Nu, n-a fost foarte greu, pentru că a fost la școală, am avut profesor foarte bun și m-am învârtit în jurul spaniolilor și de aici am început să vorbesc. Spune-mi ce vrei să vorbesc în spaniolă. Auzi, că dacă vrei să-ți vorbească, îi spui și zice. Gabriela, întrebare pentru tine. Ce părere ai despre Oana Zăvoranu? Ce părere să am? Nu am nicio părere, nu judec pe nimeni. O părere foarte bună, o apreciez foarte mult și o iubesc, pentru că când am născut-o pe fetița mea, Cristina, a fost prima care m-a invitat în emisiune și m-a plătit cel mai bine. Și a fost singura care mi-a dat cadou la fată, în afară de ce m-a plătit televiziunea, mi-a dat cadou, un cadou exclusiv pentru fata mea, care nimeni de când am născut nu mi-a dat cadou la copilul de când m-a născut, m-a invitat în emisiune. Bine, nu pentru asta o apreciez, o iubesc pentru că e descurcărează. Băi, nu judec pe nimeni, nu-mi place să judec pe nimeni, o apreciez. Nu, în niciun caz nu se compară cu Oana Roma. Asta tu zici de pe vremea când făcea emisiunea cu Pepe la OTV? Nu la OTV, avea singură emisiune, dacă ți-aduci aminte, uit cum se numește, de a dat afară pe... Cred că la canal Daisy. Exact, când a dat afară pe blonda figuranta, aduți aminte, uite. Da, 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 gata, când s-a enervat oameni. Care nu se mai uită la aia, figur, harpe, la, care mă ajută de la Leo, de la trei, aia, uite cum o cheamă, pe figuranta aia, uite. Da, știu de care zici, că nici eu nu le am cu dar celebrități. Dar am apărat în emisiune, după care am intrat eu în emisiune. Bravo, mie la fel îmi place Oana, zice Gabriela. Uite mă că tu cu Gabriela aveți dialog cât se poate de mișto. Adică, bine, nu numai. Gabriela, ci că dă-i cerere, zic și contul. Mihaela Nicoleta Ispas, vezi că o găsești pe Facebook, da. Dă-i cerere. Da. Monica, da. Colobeanu sau Columbeanu? Serios acum, că nu știu. Ce e cu Monica Columbeanu? Nu-i viața, așa zice ea, Colobeanu cred că e, Monica. Vezi că o să-ți dea cerere o tipă, Monica. A dat-o afară pe Monica Columbeanu, mă, pe Monica Gabor, așa, uite. Eu am zis că îți dă cerere Monica Columbeanu. Nu mai pot eu să-mi dă cerere Monica Columbeanu. Da, s-o fac pe acolo. Ce-i, mamă, o apreciez. Fată bună. Lasă că trăiește bine moldoveanca acolo pe unde a ajuns. Lasă că trăiește bine. Îmi plac femeile care știu să se descurce în viață și știu ce vor de la viață. Nu stil ulpița care sare din gropită în gropită. Ia uite, râde de mine, ci că îți dă cerere Monica Columbeanu și eu am greșit-o. Ea a făcut-o Bobița, cu ce vrei să fac Gabriela, na? Am făcut-o și eu. Lasă, draga mea, lasă, nu-i problemă. Las că ea știe că am greșit eu mai urât decât aici pe live-uri. Zici și mie așa că mă mănâncă curiozitatea. Zici? Dar nu zici urât. Dar spune, să-ți compui ceva ce dorești. Nu vreau să-mi compui, că cine știe, îmi o compot de tot după aia. Când apărea Nikita la... Când apărea Nikita la emisiuni, creștea audiența. Uși ce zice Gina? Are dreptate, așa este. Și pe lângă asta profitam și eu și nu umpleam buzunarul de bani, pentru că știam că e audiență. Și fără banii jos, nu mă duceam în nicio emisiune. Băi, așa zi Bobiță, banii jos! Ia-uzi, Bobiță, vezi cum se face talentul. Bă, vreau să te întreb ceva, dar nu te super pe mine. Nu mă am și eu pe una care vrea să m-a enervat. Și eu vreau să mă laud că te cunosc pe tine. Și am și eu pe una care vreau să o bat rău de tot. Mă ajut și pe mine cu ceva? Te ajut să o bat cu cuvintele, scumpa. Da, viață, nu cu palmele, că nu mai, nu ne mai ține și rubul. Arată-mi poză cu ea și spun ce dorești despre ea. Îți trimit poză? Am trimis poză și spun ce dorești. Despre ea. Stai că-ți trimit poza acum, viață.
Păi da, acum să o văd, pentru că dacă umplu telefonul, nu chid aici cu tine, Andrei. Aproape este 50 de e una, ci că sora 13, ci că e șmecheră, ci că face ea e fanii, e Caterin, că fata. De unde? Eu n-am auzit niciodată de ea, sora 13, eu n-am auzit în viața mea. Bă, fraieră, nu? Treaba ei, să pierde capul ei acolo, ce treaba, evit-o, dă-i... Ți-ai dat cu flic? Da, maxim. Da, ia zi, dar dacă eu oprim pe sora 13, așa, după cum mă știi tu pe mine, ce zici? Mai rămâne în picioare? Rămâne cu 13 sunete ape de ureche, în urechi, rămâne, va rămâne cu 13 sunete de fiecare voce în parte. La rinichita, la rinichita, la rinichita. La viață, că n-o bacă, e fată bună. Puști, asta e treaba ta, puști, nu cred că te supără pe cineva. Ba da, mă supără, pe asta vreau să o ard, pe sora 13. Te supără, e invidioasă, tu... invidioasă și supăroasă. Tu... Oamenii invidioși trebuie să le dai ignor. Ai înțeles? Cu cât le dai ignor, cu cât le zâmbești, cu atât mai mult se atacă. Gena Paolo, bună seara, sora dragă, bună seara tuturor, te salută și pe tine implicit. Gena, salutare, bine ai venit, bine ați venit, doamna Gena. Bă, dar pe asta imaginează-ți că dacă o prind, dacă nu o flocăiesc, mai ții tu minte cum flocăiam eu? Da. Pe asta vreau să o flocăiesc rău pe sora 13. Nu pot să uit, iubita mea, nu pot să uit toate aparițiile tale și toate... Când apăream, mă, și dispăream. Exact, nu, că dispăreai. Nu pot să uit efectiv, nu pot să uit de copilărie, amintirile noastre sunt adevărate din copilărie, nu pot să uit. Da, nu, așa, din copilărie, numai zilul sora 13, că uite, fraiera e pe live, zilul sora 13, da? Fă, uite că te salută, cică te lauzi cu Nikita, zici tu lui sora 13 cam ce o așteaptă, că eu i-am zis în privat, dar cică nu, că se nu cine. Și pe banca, ei nu se laudă cu mine pentru că e prietena mea de ani de zile, dar ea... N-are atâta strat de... Vezi, sora 13? Stai o secundă! Râde, sora 13, râde! Las-o să râdă, să gândească și... E treaba ei, las-o face, dacă e cum... Viață, eu mă gândeam că vreau să mă duc în România, să mă duc în vacanță, dar cred că dacă oprim pe fraiera asta, știi cum i-o dau? Dar știi unde o pun? La McDonald's, la Romană. Mai ții tu minte când stăteam noi la mese acolo, la McDonald's? Cum? Și acum, e locul nostru. La McDonald's, la Romană, e al nostru. E locul nostru și acum. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Deci dacă oprim pe sora 13, dacă nu o bubui, Nikito, de nu-i rup... Și tu știi că eu n-am rupt capete la viața mea. Am rupt eu vreodată? Lari, tu nu ți-aduce aminte fetele care mă supărau că le băgam în vechiul la McDonald's? El băga... Așa o bag eu pe sora 13, Nikito. Dacă nu o bag în beceu și zic, firii tu, adracu, ți amintești tu din Nikita, mi-a zis, poți să o bag cu capul în beceu la McDonald's la Romană? Bă, bă, draga mea, ce simți în momentul ăla? Una e vorba, alta e faptul. Dar eu zic viață, eu zic, Nikita mi-a zis să te bag. Nu, iubita, ignoră. E cel mai bine să o ignori. Salutare, Kate, bine ai venit, te salută și pe tine și pe toată lumea. Bună, doamne, ce e aici? Kate, a venit, doamna Gena, salutare. Kate, unde? Ce viață? Kate, nu, Gena mea, pupici. L-a chemat pe Daniel în coace. Vreau și eu la McDonald's la Romană, zice doamna Gena. Nu, no, cred că vreți. Ai McDonald's și în Spania și peste tot, ai toate țările McDonald's. Păi, dar nu, când noi mergem... Băi, deci știi unde trebuie să ne vedem noi odată? Băi, Mihailo, serios să mor eu. Peste vreo 10 ani, parcă ne... Dar nu te super, că tu știi că eu sunt cu Caterin, că mă asculti. Mihailo, Tania, iubita, plătești că biletul. Stai să mă mut în vila aia care așa pe dincolo. Nu-mi place să mă laud. Și vii frumos și faci live din vila mea și câini și cu tot ce vrei tu. Pune câinii să o muște pe sora 13, viață. Punem câinii să o muște. Punem, gata. Gata, băi, sora 13. S-o mănânce câinii lui Nikita. S-o mănânce. Sora 13, ai grijă cum facem vorbita. Sora 13, ai grijă cum vorbești. Adică cum am vorbit, normal. Da, dar tu știi ce proastă m-a făcut? Deci, băi, Nikito, tu știi că eu nu mint. Dar să mor eu, deci m-a făcut să cred.
scumpa mea, cine spune ăla e ca măgarul din poveste. Exact, și le-am zis, sora 13, tu ești mare măgăriță, ea, nu! Zice Gabriela, pentru tine mesaj, de ce nu-ți deschizi canal de YouTube? Așa mai vorbești și cu noi și mai vorbești și cu sora 13 să-ți faci canal. Nu, viața mea, eu nu am timp acum de canal de YouTube. Eu am doi copii de crescut, eu am muncă, am familie de crescut. Eu nu stau să fie timp pe YouTube. Eu nu prea stau nici pe Facebook. Intru, privesc, știu viața. Da, și eu voi. Nu pot, eu muncesc. Pentru mine este foarte scurtă. Nu stau să fie timpul pe YouTube, să mă enervez, să... Mai sunt și oameni răi din când în când și nu, prefer să evit. Nu pierd timpul, am timpul dedicat la copiii mei, la fetițele mele, la iubitul meu. Am atâtea de... Nu te ajunge mie, dacă mă credeți, timpul. Da, păi să mai stau și pe YouTube să fie canal. Kate întreabă. Cui face dor de mine? Cui se face dor de mine Nichita din Spania? Îi spune un la, iar la rimosul imediat. Da, și eu, tu știi că eu, dacă e ceva, imediat. Dar băi, ajută-mă și pe mine să o ard pe sora 13, viață. Hai să spun ceva în spaniolă. Zi în spaniolă pentru sora 13. Hija de puta, cállate, cállate, te lo voy a coger, cállate, sora 13. Eres una hija de puta, está. Viață, te iubesc maxim, să mor eu, deci, bă, ca să vezi, caiate, caiate, sora 13, caiate, caiate, sora 13, așa? Bine, nu pot să traduc în românește, că ceva un pic foarte urât. Să tacă, tași din gură, și nu pot să zic mai departe, ceva și foarte urât. Bine, cine știe spaniolă știe. Da, zi viață, că oricum m-ai înjurat pe mine, traducă pe mine, m-ai înjurat, ce ai pățit blondul. Nu trebuie să te-am înjurat pe tine, dragă, cu frijul pe tine, termină. Păi eu sunt sora 13. Viață, dacă nu sunt eu sora 13 pe YouTube, nu ți-am zis, intră Bobiță să vezi. Tu nimic. Nu, că m-ai înjurat acum, să vezi ce-ți fac, că-ți mănânc câini, când vin. Păi ce vrei, sora mea, mănânc câini. Ei, ci că traducere. Nu, Bobiță, că eu nu mă supăr pe ea. Ce ai, mă, că noi ne știm de ani de zile, ce Dumnezeu. Eu mă supăr pe ea, eu i-am făcut farsa. Dar n-am știut că ești tu sora 13, m-am uitat. Păi da, nu, că eu eram Lari, viață, n-ai de unde să știi. Dai canalul. Nu, nu sunt sora 13, de ce trebuie să le spun adevărul? A? Trebuie să spun adevărul, că nu știam de sora 13. Nu? Te spuneți la un moment dat, dar na. Păi nu, viață, că s-a văzut că a plecat din inimă. Ce ai? Viață, dar eu mă supăr pe tine, n-ai zis că eu sunt de Caterin, că acum eu mă supăr pe tine, că mai... Dar nu te-am spus e personal, eu nu m-am referit la tine. Una care ai zis tu, care să nu știe... Una, că-i rupi în capul, două, vrei să dau două palme în live? Acum! Nu, că tu ești, băi, de capul meu, tu doar îi dai un pot în cură și-a căzut în capul meu. Aoleu, ce ți-a zis sora 13, Gabriela? Dar o iubesc să mor, că ea știe că eu nu, că noi n-avem din astea cum să ne bibilim. N-ați văzut că am pus-o să mă înjure singură? Noi nu ne puricăm. Noi toată viața nu ne-am puricat. Noi nu ne-am scuturat de scamă. Noi am stat așa pe treaba noastră. Dar n-avem de ce era, n-avem. Păi tocmai. Uite, râde lumea, ci că nu mai pot. Râde lumea de mine acum, ci că n-a că ți-a dat-o. Ce ți-a zis? Ei, ce mi-a zis, bă? Nu mi-a zis toată viața ce mi-a zis. Iartă-mă, n-am știut că ești urat. Lasă viață. Perdona-me. Te quiero mucho, lo siento. Nu sabia că eres urat. Hai de viață ce ai, termină-te. Ia uite, Kate, când am intrat, am crezut că te cerți cu cineva, mă activasem. Nu, viață, cu cine? Cu, stau cu Mihai, la spas, cu Nichita, cum mă știți voi, stăm la povești. Mai depănăm și noi din amintiri. Uite, zice Melania, țin minte totuși, era una blondă, Nichita, la televizor. Doar nu cu dânsa vorbești. Ioi, mor de râs. Ia zi. Dar cu cine? Ba da, dar Melania, cu ea. Cu ea, eu cu ea vorbesc. Bă, blondă sunt, poate că bă, blondă. Ia uite-te, da, cu ea vorbesc, cu Nichita vorbesc, Melania.
Foarte râsă, viață. Salutare, Cipriana, Cipriana Ștefănescu, bună seara la toată lumea, bine ai venit, Cipriana, Gabriela, sora 13, dă și cu Vegeta, dau viață, că nu, asta e, e tare de mult. Ia de pe cameră, ia de pe cameră, ia tu. Eu să-ți deschid camera? O să deschizi camera, te văd? La tine? Da. Să te văd? Da. Da, ia deschide. Da, viață, da, pur. Da. Ia uite. Am dat pe cameră să ne vedem. Ai acum ai zis? Vai acondio, sora. Viață. Ei, de ce ai mă, blondo? Era tare de mult. Da, Nikita, chiar mi-ar face plăcere să-mi accepti prietenia, zice Gina Oancă. O vedeam pe Nikita la televizor când eram mică. Am recunoscut-o după voce instant. E un personaj fain, zice Kate. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Și Cipriana... Să mai frumos, un pic, să vedem în direct. A? Să mă retac și eu puțin mai frumos și mă revăd cu telespectatorii în direct. Bine, viață, vrei să urci sus? Mâine, poimne, răs, poimne, când vrea mușchiul tău, tu știi că la mine totul se rezolvă. Mâine, frumos, afară, parc! Viață, când vrei, tu știi că am vorbit, tu știi că am vorbit, mi-ai zis sora mea când e, îmi zic, când mă pregătești și eu să... Da, viață, cum vrei tu. Cipriana, după voce o recunosc, o cunosc, e Nikita, da. Te așteptăm cu tot dragul, zice Kate. Ce bine e să stai așa ca belferul, stai bobiță acolo, ia uite-te. Aici au trecut ani, hai de capul nostru. Hai că mai stai? Mai stau, da. Așa viață, zic, ca să nu te... pauză? A, nu, viață. Tu știi că noi nu facem pauză. Om fi noi hodoroace, dar nici așa. Păi, e duminică, la? E duminică și mă odihnesc și eu puțină. Bine, viață. Pune-te la odihnă. La copii. Viață. Copii, nu mă pun la odihnă acum. Eu acum e cam vreo de tot în Spania. La 1-2 noapte nu pun la dormit. E cald în Spania, ești afară, după ce termin cu tine de vorbit, ești afară. Ce bine să ai afară, eu stau închis în casă. Așa ceva, bă, Mihail, o să... Ești afară imediat. Deci tu-ți dai seama că toți haterii mei acum o să ia mesajul de la Nikita, o să zic, ia uite ce i-a zis Nikita lui sora 13. Hai să vezi tu distracții, ce o să mă distrez eu cu tine. Eu o salut pe Nikita, zice Cipriana, salutări de la Cipriana pentru tine, viață. Te salută lumea. Te așteaptă și cu drag. Pentru el, pentru ea și eu pentru ea, spune-o, salut și eu. Să nu crezi că fetele astea sunt toate ca mine, că eu nu. Sunt unele chiar, sunt doamne care se căsătoresc sau chiar căsătorite, unele chiar doamne cu o vârstă înaintată. Da. Înțelegi, da? Le apreciez și le respect, spune. Da, le apreciez și le respect. Cum mai arată Nikita noastră? Cu părul lung, scurt? Zi tu, că eu te văd, viață. Puțin mai plinuță, cu părul scurt, doar e mamă, vorba i-a dat la naștere la doi copii. Și ce să zic, sănătoasă, voioasă, frumoasă, fără poze, vreau să vă trimit poze. Și de vreme acasă, băi, că stă în pat. Cumva mea, aici e o chestie intimă, că stau în pat. Stau în pat pentru că stau la e-condiționat. E foarte cald afară. Problema e că stau în casă. Prefer să stau în casă. Copiii sunt afară. E mișto. Cipriana, sau doamne care vor să se căsătorească, dar nu sunt luate. Deci, viață, vorbesc serios. Doamne, cum? Care vor să se căsătorească, dar nu sunt luate. Da. Nu le ia. Nu sunt luate de cine? De soții respective. Trebuie să aibă bani, trebuie să aibă avere. Fără avere, în ziua de azi nu faci nimic. Fără bani la borsetă. Zice Cipriana, vai, e mamă să-ți bine, trăiască bine. Copiii. Da, e mamă, e mămică de două fetițe. Nu era la Dan Diaconescu? Zice Melania, nu erai la Dan Diaconescu? Eram peste tot, nu mai la Dan Diaconescu. Eram și la peste tot. Eram la Antena Star, la Antena 1, la Mădălin, peste tot, la ProTV, la Știri, la Canal D, în mare parte la Canal D. Păi viață, mi-aduc aminte, mai țin minte? Peste tot unde eram plătită. Mai țin minte că vrei să faci filmul ăla cu Nikita?
O să-l mai pot să-l fac, ai puțină răbdare Nu, că s-a mi-aduc făcut ceva. aminte, mai ții minte? Ți-am zis, Da, cum mare spui la, greșeală cum ai spui la toți făcut. telespectatorii tăi că eu am scris două cărți? Cumva mea, spune și la telespectatorii tăi că am scris două cărți despre viața mea. Păi și unde sunt? Păi s-au vândut. Păi și Și mai ți-a fost fă-le frică mami, de de ce nu bărbat? le Ți-a fost frică de republici? bărbat? Păi trebuia să le republici. Da, cum e bună țară România, le republic, da. Problema este că reproduc, pardon, republic, nu mai știu să mai vorbesc. Problema este că nu mai sunt în țară, s-au vândut, draga mea, de unde bani? Îți dai seama că aveam și nevoie de bani. Nichita Înger și Demon, Nichita femeia cu suflet de bărbat. Bine, cine știe, știe. Mișto. Aia, păi, dar tu trebuia să faci filmul Nikita cu suflet de bărbat. Așa chiar trebuia să se numească filmul, mi-aduc aminte, nu? Sau cum? Da, femeia cu suflet de bărbat, da. Așa trebuia să... Că Da, țin femeia cu minte. suflet de bărbat, da. Ei, așa e să numea tipul, da. Zice Camelia, O atunci e să nu clar. vorbesc acum, nu. Pe mine nu mă mai ia nici dracu. Și Mirela Ipsila spune multă sănătate și baftă în continuare pentru Nikita. Mulțumesc și eu. Mulțumesc asemenea la toți telespectatorii care te urmăresc, te urmăresc la această oră. Multă sănătate, multă fericire și numai bine. Să auzim numai de bine. Fata, mă uit la tine și parcă nu-mi dau seama că au trecut ani peste noi. Serios, Mihailo. Să mor eu. Două Așa e. ciumpalaci eram. Eram lolec și bolec. Când te loveai, când de una, când de alta. Când de una, scăpai de o lepră de alta. Măcar bine că nu ne călcam pe Ferească picioare. Dumnezeu să... Da, nu ferească Dumnezeu să ia cineva de noi că se corenta. E, tu curenta Cine se eu. va de noi se corenta. Tu curent ai că tu erai periculos, eu eram fata aia cu minții, că era mai civilizat. Mai... Cum dragul era periculoasă? Ai, cum era? 14 Tu mii de erai periculoasă, cum dragul era periculoasă, tu periculoasă? dădeai, eu nu, eu ziceam, Nichito, eu nu mă bag. Eu nu cunosc, nu mă bag. Da. Niciodată Dacă nu mă mă bag. enerva, nu sincer, ce le făceam? La bărbați ce le făceam? Nu te cunosc după sandale. Nu cred, Nikita face parte din comunitatea LGBT? Nu, salutare. Nu, 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 nu face parte. E o prietenă foarte veche de-a mea. Salutare, bine ai venit. Și stăm și povestim. Ne mai depănăm și noi amintiri, măcar pun oamenii din realitate. Sunteți prietene? Nu știu, întreabă. Suntem prietene? Suntem mai mult decât prietene. Prietene e prea puțin spus. Salutare, salutare. Glumă. Eu urmăresc pe Rari pentru că m-a șantajat. Glumesc, Nikita. Ce mai faci, Uite, și Nikito? Te asta e a lui Rari. întreabă. N-are cu ce să-i compare. Te întreabă Gil, ce faci? Ce mai faci, Bine. Nikito? Stă bine. Foarte bine fac. Mănânc, trăiesc și o duc bine. Și mă uit la dușman cum mă privesc de la terasă. Un mesaj ai aici pentru tine. Scuzați că intervin în afara subiectului. Nikita este la Madrid. Să ne spună și nouă, s-a auzit de măsline pe acolo? Nu, eu sunt la Malaga, sunt la Malaga și eu nu sunt în câmp, eu sunt exact în oraș, în centrul Malaga. O să vă povestesc de plajă, de terase, de globuri care se fac, de globuri, măsline la toamnă. Nu, acum nu știu, dar eu nu sunt pentru măsline, eu nu sunt de măsline, eu locuiesc la oraș, în centrul la Malaga, Malaveda principal. Și plajă, la plajă aici, la Malaga. De plajă pot să vă vorbesc și de prieteni care fac globuri, baloane pentru copii, distracție. Întrebare de la Da, Lari, Gabriela. chiar să-ți trimit niște poze? Să-mi trimiți viață niște poze. Da. Că eu nu ți, tu știi că eu nu fac din asta. Eu m-am uitat la tine pe profil pe Facebook, dar nu mă bag eu nu. Zice întrebare pentru tine. A fost, nu, zice, a fost tare când Nikita a înjurat-o pe Mirela Zeta. Cine e, tu știi? Da, o panoramă, o zdreanță care Mirela aia de tot timpul se credea ea că face și drege, îmi povestea mie viața, eram la doctor Andrei în emisiune, eu sufeream și domnul doctor Andrei punea pe și pe de emisiuni și ea nu știu ce punea mie, dar nu știu, ea nici măcar în subiect nu se afla. Făcea mișto de mine, că eram o necăjită și n-aveam mamă și n-aveam tată. Te-ai înjurat-o? Și am dat și eu răspunsul, că eram nebun. Serios? Nu, am, într-un fel, da. A, da, deci a fost invitată în emisiune cu Bendeac. Nichita, din Romană!
Păi ești acum direct, ești acum la YouTube, cu da, bă. Sunt acum aici intră și... în direct Nichita din Romară! E Nichita din Romară, bă, că mi-a șipărțeată și în gura. Nichita, spune-mi, bă, la Espadu, că Nichita din Romară nu te... Întreabă Gil, câți ani are copilul Nichitei în Spania? Păi are două fetițe, Gil. Are copilul două fetițe. Meu, fata mea, una are 11 ani, cealaltă are 5 ani. Ți-a răspuns, da? Să fie telefonul. Sănătoase, multă sănătate. S-a telefonul, mai patronie. Bine, viață, hai, te pup. Dacă e, mai vorbim sau dăm tu țâr. Da? S-a adus. Auziți, da? Gata. Dacă mai sună, o bag. Dacă mai sună, cu plăcere, Cristina. Nu, nu ai de ce. Sincer, se aude vocea voastră că vă leagă o prietenie. 23, 22, 23 de ani, Cipriana. De 22, 23 de ani ne știm. Prima oară când am cunoscut-o pe Nichita, eram... copile, vai de capul nostru, ții minte că eu m-am dus că ea zicea că vrea să o bată pe una blondă, eu eram blondă, umblam cu pancării pe la universitate și cu skinhead-ării, erau alte vremuri, altă generație, erau rockeri în romană, eu în universitate și zice, când o prind pe blondă aia, o bat de ea dracu și m-am dus eu. Bă, zic, nu, dacă vrea să mă bate, aflasem și eu de ea, de Linda, nu Nichita pe vremea aia. Și m-am dus și zic, bună. Am auzit că vrei să mă bați, Bobiță. Eu? Nici nu te cunosc. Păi, bine, eram și eu mai micuță. Mersi mult, Mirela, și ție toate cele bune, sănătate. Eu nu, nici nu te cunosc. Cum nu mă cunoști? Că ai zis că vrei să mă bați, când mă prizi, mă bați de mă rup și nu știu ce. Nu, zice, nu fac eu din astea, nici nu te cunosc, de ce să te bat? Și după aia zic, păi uite, eu sunt aia. A, dar nu, că eu căutam pe una care era alta. A, bine, și am, bine, după aceea ne-am cunoscut noi și altfel. Da, ne știm de foarte, foarte mulți ani și chiar o știu extrem de bine. Am fost și la ea în casă. E poveste. Nu credeam că o să stau în live de ciudă, dar uite că mai corupt. E, vezi? Somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună. Oare de ce? Da, bine. Un om... Cât de frumos. Eu știu că a povestit odată viața ei la o emisiune și m-a emoționat. Nu vreau să mint, nu mai aduc aminte bine, dar parcă avea un unghi sau așa ceva de genul care ținea foarte mult la el. Da, repet, o știu și am fost și în casă la ea, la familia ei cu care stătea. A avut o viață foarte, foarte nasoală, na. Dar nu, și-a făcut loc așa cum a putut și ea. Să stea acolo pe poziție și să-și câștige. Eu mai, băi, haideți mă că a făcut-o frumoasă. Ați văzut că m-a înjurat și pe mine. M-a înjurat Nichita, Bobiță. Foarte bine ai făcut, Larry, că te-ai gândit să faci un live cu Nichita. Chiar nu mai știam nimic de ea. Da, Gina, repet, eu am spus-o de foarte multe ori pe live. Eu am prieteni și prieteniile la noi nu sunt condiționate de nimic. Este bazată prietenia pe respect reciproc întotdeauna. Și chiar mă bucur că pentru voi să înțelegeți că oamenii care apar întotdeauna la televizor sau oamenii care cu ceva timp îi vedeți, vorbesc de oamenii care apar în media oarecum, nu mai sunt peste ani, altfel sunt mai umani, mai sensibili. Și chiar la întrebări a fost cât se poate de ok. Bine ai revenit, Elena. Cât se poate de ok și a spus și Mihaela că s-a schimbat foarte mult. Copiii au schimbat-o și no, prioritățile ei sunt total opuse. Dacă ai dreptate, da, ai dreptate, Cipriana, da, ai dreptate. De treabă, Nichita, îți mulțumim frumos că ai băgat-o cu tine, că chiar nu mai știam nimic de ea încă o dată, cu mare dragă, Gabriela, sincer, și eu mă bucur. Eu am vorbit cu ea cu vreo două nopți, cred că vreo două ore am stat de vorbă pe Facebook, pe Messenger și am revenit. Gina, te pup. Am stat de vorbă, am stat la povești.
Și zice, sora mea, dacă e să intri pe YouTube, dar eu îi dădusem link-ul la canalul meu de YouTube. Dacă intri pe YouTube, să mă suni și pe mine, că dacă am timp și nu sunt ocupată, zice, mă sun și vorbesc și eu. Da, viață, cum, oricum, când vrei, îmi zici. Și eu i-am dat acum mesaj și zice, da, haide că intru. Da, a fost tare asta. Deci, bă, m-a înjurat Nichita. Da, săracă. Dar i-am dat canalul și i-am și zis, intră să te uiți, să te distrezi. Da, mă uit, soro. E, și după aia am întrebat-o când am vorbit acum două seri. Măi, Nichito, ai intrat? Nu. Și de asta mi-am permis să mă joc cu ea, în sensul că mă supără una, sora 13, și ce să-i fac. Na, că i-a dat-o pe spaniol, așa. Eu nu am fost una din fanele ei, dar după reportaj mi-am schimbat părerea. Este un om deosebit și cu câtă tandrețe povestea de acel om. E mult de spus. Sunt multe lucruri care nu se pot spune și trebuie să rămână acolo undeva. Sunt lucruri pe care și eu le știu foarte bine. Repet, între noi chiar e o prietenie veche. Și ca să înțelegeți că la mine cuvântul prieten înseamnă foarte mult. Eu nu pot să zic cuiva că mi-e prieten decât peste ani, atunci când sunăm sau când interacționăm, să simțim că suntem într-adevăr prieteni și nu, să nu te supăr, să nu mă deranjezi. Cred că se simte bine că își amintește lumea de ea. Cred că da, cred că se simte bine, pentru că probabil e o chestie din asta, Melania, că peste ani, știi, când ți se schimbă viața, prioritățile și toate nebuniile astea, când mai ai și doi copii, când ai o viață de familie și construiești bazele unei familii, da? Deci rețineți că mă fac bobiță, mă fac domnișoară de onoare la nunta ei, a zis, am live-ul, rămâne. Își dorește o confirmare a ceea ce a lăsat în urmă, nu știu, percepția oamenilor, cum a fost, ok, n-a fost ok. Nu știu cât pune preț Mihaela pe părerea oamenilor, dar cred că s-a simțit foarte ok și chiar vă mulțumesc și vouă pentru mesaje. Sper ca cel puțin, așa cum a putut și ea, să vă fi făcut plăcere să o reascultați, că eu sincer, eu o știu și eu dacă vreau să vorbesc, dar chiar am zis, bă, hai că te bag cu mine. Da, sora mea, cum să nu? Știu că de mult de tot e ok să vede cât de mult ți-l ia după vocea ta și să știi că ți lucesc ochii larii când vorbești de oameni care, la care ții. Sunt oameni care mă cunosc cel mai bine și de asta oamenii care mă cunosc pe mine nu trebuie să facă niciun efort să vorbească despre ei sau despre mine. Niciodată nu o să fac taci din gură, nu spune. Și chiar ați văzut că eu mă așteptam bobița să o dea maxim. A scăpat-o. Da, aia a fost maximă când am jurat-o pe sora 13. Dacă puteți să-mi traduceți și mie cu ce m-a blagoslovit, că nu mă supăr eu. Chiar n-am de ce, că noi niciodată nu ne-am... Mă bucur să aud de prietenii care durează de ani de zile. Felicitări pentru prietenia voastră. Gina, eu am foarte mulți prieteni, am zis-o de multe ori pe live-uri. Eu am prieteni, dar prieteni care... Chiar într-adevăr contează și pentru mine și eu pentru ei. Eu așa cred că asta e cea mai curată prietenie, aia lipsită de interes, fără cuțite pe la spate, fără să ăla e mai sus, ăla e mai jos. Oameni cu care să te simți bine, să poți să vorbești orice și să nu-ți fie rușine că Doamne ferește. Uite, așa mi-au trecut nervii amintindu-mi de Nichita. Pe tine te țin minte, Lari, cu drag. Mă bucur, Camelia. Bă, am încercat și eu să fac, nu intra să ia într-un cont de umbră, da? Chiar vorbind cu ea, mi-a zis, mamă, cât te-ai schimbat, gagică, ea tot făcea, tu ești neschimbată, tot ce-a luat ai rămas. Bine, pentru cine a venit mai târziu e pierdută partea aia. Dar... Și ea nu e foarte schimbată. E o femeie care a dat naștere a doi copii, ceea ce e firesc. Eu am spus-o întotdeauna. Femeia trebuie respectată, frate. Că de femei, dacă e să faci mișto, că sunt grase, că sunt umflate, că sunt balene, că sunt așa explodate, bombate, pocnitor sau cum lor mai zice, ăia și ăia și alea și alea. Nu. La modul general, mie nu, mi se pare puțin... aiurea, pentru că până la urmă o femeie trece prin niște transformări. În schimb, e foarte ok.
Așa cum o știți voi, eu am văzut-o că stătea în pat, ea stătea cu telefonul. Bună seara la toată lumea, bună seara frumoasă la toată lumea, pupici la toți. Bine ați venit, doamna Camelia. Mă bucur, bine ați venit, mă bucur că, no, cred că s-a dus la aer, săraca. Oricum a zis că i s-a descărcat telefonul. Helenito, mai ești viață? Bine ați venit, doamna Camelia, bună seara și dumneavoastră, ca și celor de aici, de pe live. Bă, eu am încercat. Bună seara, doamna Constantinescu, zice Camelia. Eu am încercat în felul meu no, să schimb puțin live-ul. E adevărat că al doilea live nici nu vreau să-l fac. Salutări, Ionela. Nu vreau să-l fac, dar m-a ținut Camelia. Zice, n-ai curaj. E, da, bobiță, stai așa. Și am băgat domnul Roase păsărele și a intrat Nikita în live. Un gând bun, pupici. Mulțumim, doamna Camelia, și dumneavoastră, dacă faceți live plăcut și oameni de calitate să aveți. Hai mă că a fost frumos. Băi, dar să-mi băgați și mie traducerea. Am bun ca vași talentul vostru. Să-mi dați și mie partea aia unde mă înjură pe mine. Că mi-a dat-o maxim. Mi-a dat-o maxim. Cum făcea? Aoleu, stai că zic eu lui Sora 13 în spaniolă. Bă, ca să înțelegeți că până și prietenii, dacă vor să te înjure, te înjură. Nu fac, sunt sătulă de certuri. Am înțeles. E, dacă nu o odihnă plăcută, doamna Camelia, lăsați că e bine, dacă simțiți că e nevoia să... A fost super, nu? Să-mi bași traducerea, bobiță, și mie, te rog frumos. Rău? M-a înjurat rău? De cum făceam? Bă, e una, sora 13, mă supără. Ea zic, ce să-i fac? Cum stai, bă, că zic eu în spaniolă? Cipriana Pupici, vreau mâncare. Vai, v-ați și găsit, doamna Camelia, la cine să cereți? Tocmai la Cipriana care plimbă găina până o bagă în oală, o plimbă jumătate de sat. Tocmai la Cipriana v-ați dus. Bună seara, doamna Camelia, vă pup, doamnă dragă, din partea Ginei. Salutări. Geta Radu, râs, mamă, râs. Băi, cum e, mă, să mă înjure? Dar eu și râdeam. Cum făceam? Ne vedem? Dar și doamna Gena, genială a fost. Vreau și eu la McDonald's. Eu o înghesuiam pe sora 13 în WC-ul să o bat și doamna Gina, vreau și eu la McDonald's la Romană. Măi, ce vremuri! Ce vremuri! Ce vremuri! Doamne, Dumnezeule, mi-aduc aminte de... Eu câteodată nici nu-mi vine să cred că eram pe acolo. Bine că m-a eclipsat Nikita. A zis, tași față de cur... Vai, serios? Așa a zis? Mamă, ce nasol! Să aveți ce râd! Dar n-avea de unde. Ai văzut că nu știa săraca. Cine e aia sora 13? N-am auzit niciodată. N-ai auzit nici eu. Hai să dăm în ea cu hate. Bă, asta înseamnă să știi să duci ironia sau autoironia în extrem. Da? Până și prietenii sau prietenilor să le faci farse, poate mai găsesc unul, doi din ăștia care nu știu nimic de mine, să zic, bă, am o problemă cu una. Fii atent, a zis una că îmi face aroganță, ironii și nu știu ce. Să mă înjure și ea. Mă, măcar eu m-am distrat. Au, rău m-ați înjurat, dar ce v-am făcut? E grele la mine cu mâncarea. Și mama Bila e închisă la ora asta. E, bagi, Cipriana, bagă și tu un fast food ceva sau un restaurant. Am crezut că mă pipi pe mine. Dar eu nici nu înțelegeam, eu eram în zenul meu, mă înjuram. Bine, mi-am dat seama că nu zicea de bine Camelia, eu îți dai seama. Dar eu zic că nu, dacă fata se simte bine să o înjură pe sora 13, înjură băbiță, dă-i la cioale, dă-i, rupe-o. Dacă dați comandă doamna Camelia și vă mai pun deoparte la mama soacră. E, vedeți doamna Camelia ce înseamnă respectul. Cipriana vă ascultă. Ginuța o faci? Ce faci? Sunteți bine? Cred că pentru doamna Gina, da. Ce gingașe ești pentru Cipriana, nu-i pentru mine. Că eu am dat cu gingă și e maxim pe live-ul ăsta. Bă, dar chiar mă bucur. Am revenit și eu să rămână doamna Camelia. A venit Vegeta. S-a strigat Daru. Gata, mă, bobiță. Dar cum e să mă duc eu la Mihaela la nuntă? Să mă îmbrac în ruche, voi vă dați seama că ea și că vrea să facă nunta și în România. Și a zis, da, soro, gata, tu ești domnișoară de onoare. Bine, domnișoara mai acana așa. Cu onoarea mai puțin, dar nu-i problemă, rămân cu rochia. Mă duc la nunta ei. Ei, cum ar fi bobiță? Cred că mă bate, zice, auzi, nebuno! Ți-aceam te când te-am înjurat și nu știam că te înjur pe tine, acum te înjur pe față. Dă-te în aia mea!
Dar azvârle rochea că mă faci de rușine. Fuge, mirele! Rămâne mireasa nemăritată. Chiar mă bucur că am vorbit cu ea și... No, acum fiecare om are și... nu admiratori. Are și oameni care îl agrează și oameni care nu îl agrează. Eu una, cel puțin cu Mihaela, am avut, repet, povești, povești. Avem povești de viață duse rău de tot către infinit. Însă, sincer, acum sunt... pentru dumneavoastră era doamna Gina Oancă. Acum sunt bine, doamna Camelia, mulțumesc, sunteți minunată. Pentru dumneavoastră era mesajul. Eu am crezut că pentru doamna... Am un lapsus acum. În fine, dacă v-ați sincronizat ca mesaj, e perfect. Înseamnă că a ajuns unde trebuie. Nu m-am băgat și eu ca proasta. Haideți, mă, că am făcut-o de oaie, mă. Băi, mi-am luat și hate. Mi-am luat hate, bobiță, maxim. Na, eu nu fac farse din astea urâte, să ce... O știi pe una, sora 13, că... Ai, nu, cunosc, n-a auzit nimeni de... Exact, adevărul la vreo... Băi, dar serios, eu pot să mă supăr că fata a zis, dar eu n-am auzit în viața mea de ea. Da, am auzit, bobiță, cine e aia? Ce mănâncă, ce bea și pe unde mai trăiește? Frumos, m-am distrat cu Mihaela, sper că și voi. Și chiar ați văzut ce schimbată e, ce atitudine are? Și bine, tot așa a rămas cu zvâcul ăla, pam, 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 vorba lui cu mitraliera la ea. Tot Nikita, tot Nikita, dar ne-am distrat. A, gătește ghinii de tot. Ia, deci că dacă doriți să mâncați, doamna Camelia, dar cum sună hate? Dar ce înseamnă? Ură. A, să urăști, așa, să dai cu răutate, cu ură. Dar hate-ul e deja dus în extrem, așa, ca expresie. Hate. E o ură, o răutate din asta. Mai ai, cine dă mă cu hate? Că lumea nu prea știe să urască. Oamenii în interiorul lor sunt foarte mișto. Chiar nu mă așteptam la live-ul ăsta să o aud pe Nikita. Chiar m-a făcut o plăcere că te-am jurat ea și nu eu. Băi, dar vezi? Vezi ce înseamnă Camelia? Repet, și mai sunt oameni din ăștia frumușei, frumușei, pe care o să-i descoperiți de-a lungul live-urilor mele pe YouTube. Că, repet, am trecut și eu prin viața asta și chiar nu mi-am lăsat carte de vizită, dar am fost om și asta contează enorm de mult în viață, să fii om și să fii corect și cu tine și cu restul. Deci, dacă doriți să mâncați, doamna Camelia, dau comandă la bărbat. E bun de însurat, gătești ghinii de tot. Ciprian a semnat. Ionela, dar cum sună hate? Dar ce înseamnă? Ți-am zis, Ionela. Și eu te pup, dragă Elena, Gina Oancă. Da, Elena, sper că nu te-ai supărat la aia cu mea, ela, mea, ela. Că, Doamne ferește, nu... Ginuța. A, Ginuța și acum, pentru doamna Gena. Eu am crezut că doamna Camelia vorbește cu doamna Gena. Așa, că am zis că am un lapsus. Nu știam cu cine vorbește. Dar era cu altcineva pe, în dialog. Băi, eu mă bucur că, uite, Camelia, m-am ținut viață de cuvânt. Am zis că fac live-ul 2 ore. Trec și de 2 ore, că nu-i problema. Nu, Gil. Nu. Ce nu s-a înțeles, Gil, era live-ul ăla, n-a fost... hai să te fac să înțelegi, poate că poți să înțelegi și tu mai bine. Live-ul ăla nu e, n-a fost un live de plictiseală. Mi-am propus să stau 24 de ore în live și să încerc să mă comport cât se poate de ok cu lumea. Cu lumea bună, da? Pe parcursul live-ului, după câteva ore bune de live, au venit niște oameni care au fost puțin mai ironici, atâta. Eu țin la ironie, dar să fie de bun simț. Nu ironie din asta de copii, de răsfățați. Înțelegi că nu dau eu ironia în prostie acum. Și era un live făcut pentru a mobiliza lumea să facă donație în funcție de cum puteau. Cu drag, Cipriana, toate cele bune. Normal, Gil, cum să nu? Am spus-o de când era Nikita în live, dacă erai atent. Era live-ul de 24 de ore, m-am propus pentru că am zis, bă, eu nu pot să, ce pot să fac? Dacă fac live, îmi propun să stau 24 de ore, o provocare,
24 de ore non-stop în fața camerei și zic, da, o să intre oameni, o să socializăm, o să interacționăm, o să ne simțim bine. Îți dai seama, după câteva ore bune de live, trecut din noapte live-ul, trecut de noapte, de dimineață, cred că a fost pe la prânz conflictul, deci erau mai mult de 10 de ore de live, au venit niște persoane care au considerat că, domnule, nu se încadrează în standardele lor. Dar trecusem live-ul peste noapte, dimineața, când a fost perioada cea mai critică, și îți dai seama, eram și eu, nu, mai zombie, în sensul că nu aveam foarte mult vibe, nici energie, poate nici cuvintele la mine, dar noi ne simțeam ok, înțelegi ce zic? Și au venit oamenii și au, că ce, ăsta e live, sau că ce, asta e așa, și că nu, nouă nu ne place, și că plictisită, și că nu știu ce. Noi am încercat, că chiar am lăsat oamenii să vorbească, dar totuși, adică, bă, dacă era pentru mine, ok. Nu, l-am șters pentru că l-am făcut de pe stream, iar de fapt l-a șters. Nu. Ei, iar oamenii au zis că, domnule, că ne plictisești, că ce e asta, că nu-i nici funny, nu-i nici aia. Păi normal, frate, că nu. Dar eu, provocarea mea a fost să stau 24 de ore, am stat mai mult de 24 de ore non-stop în live, da? Dorind să mă alătur unei cauze. Pentru un copil de 4 ani jumate, mi-am propus ca banii care vin de pe Super Chat și sticăre să-i donez tot ce vine la mine, să-i donez unui copil care avea nevoie de susținere financiară. Nu era vorba de câți bani se adună, n-am pus un standard, n-am cerut nimic. Înțelegi? Decât cine a intrat și a putut, și a avut plăcere și a putut reține gir, am zis, Bobiță, cât se adună de la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult, sănătate pentru Dariu să fie. Dar nu-i frumos să intri pe live-ul cuiva, după ore de live, intrat 24 de ore și ceva, să începi să te distrezi tu că te simți plictisit. A fost urât. Dar eu am încercat să-i las să se exprime și chiar l-am sugerat. Băi, dacă nu-ți place, ok, poți să ascult punctul de vedere, dar nu agresiv. Și nu jigni, că nu-i, n-are rost. Sunt câteva ore bune de nesomn. Ce naiba căutau pe live-ul tău dacă îi plictiseai rău, data era? Nu știu dacă, dar erai acolo, Kate, sau nu, tu dormeai, Kate. Deci chiar au fost 20 și aproape 25 de ore de live non-stop. Înțelegi? Și am zis, mă, ce pot eu să fac? Eu ca om pot să fac, să deschid un live, lumea, dacă intră să ne distrăm, să glumim, să mai discutăm, să dezbatem un subiect, că n-ai cum să râzi, Gil. Oameni buni, n-aveți cum să râdeți 24 de ore. Și uitați-vă, oamenii care fac texte de stand-up, oamenii care știu într-adevăr cu ce se mănâncă umorul, nici ei n-au cea mai frumoasă zi și totuși nu se simte că nu are chestia aia, wow. Dar nu e ok, adică pentru un caz din ăsta umanitar. Dar am zis, bă, băieți, hai, ok, înțeleg. Răutate, răutate. Scoatem copilul din ecuație. Dar dacă noi te respectăm, respectă și tu. Aia, pe ce, tu meriți respect? No, să rămână, mulțumesc. Gri. Acum, Gil, de când ești live și nu am știut? Nu, mami, nu, vorbeam de live-ul ăla, Andreea. Stai puțin că poate, mie mi-a plăcut live-ul ăla. Păi, Kate, eu am încercat să fac să fie frumos. Au fost niște oameni care au avut o altă părere. Nu a supărat părerea, i-am și lăsat să comenteze. Dacă vezi că a generat în continuare răutate, te plictisești. Îmi pare rău pentru ei și chiar am și spus-o pe parcursul live-ului. Chiar îmi pare rău că n-am avut starea de spirit cea mai bună ca să pot să stau pe cei și să-i lasă. Dar dacă tăceam din gură, continuam. Eu i-am prins că mă trezeam una, două din somnolență. Eu zic acum că ești live de 116 minute, nici nu am știut. Nu, mami. Iar ești în urmă cu chat-ul, știu că ești la dietă, te înțeleg. Am mâncat eu din internet. Nu-i nicio problemă. Sincer, îmi pare rău pentru ei. Nu am nimic personal cu nimeni. Chiar nu mă interesează. Nu am probleme cu oamenii care intră și îmi spun ceva, dar să o spună ok. Cred că și la tine, Gil, dacă ți-aduce aminte, prima oară tot așa. Și nu, n-am înțeles că suntem oameni. Până la urmă nu suntem animale să ne sfâșiem unul pe celălalt, să tragem de, cum să zic, de laurii gloriei, care e mai șmecher pe live-ul ăsta sau pe live-ul ăla. Ne respectăm și asta e viața. Nu poți să mă respecti, ok, înjură-mă, ieși afară și gata. N-am nicio problemă.
Da, păi am contract de exclusivitate, Andreea, să rămână. Mulțumesc mult că îmi zici câte minute am. Da, am 1 oră și 58 de minute și 59 de secunde. Sunt în urmă, mami, cu chat-ul, că nu le diclesc, înțelegi? Nu le diclesc. Citesc, fac efortul să citesc, că nu-i mare. Sunt 12 oameni. Nu, păi tocmai asta zic, Gil. Nu, asta zic, știi? Nu, e chestie de percepție și vezi că sunt un om care chiar țin, nu numai supărat, pe asta și zic. Te-am văzut și la live și pe mine nu mă interesează, pot să fii unde vrea mușchiul tău, dacă tu ai intrat și ești ok, să rămână mulțumesc, așa fac pentru toată lumea. Prima oară când am vorbit nu m-ai deranjat, tocmai asta spun. Oricum live-ul a fost frumos, ai rezistat onorabil, s-au prindat oameni faini, chiar a ieșit bine. Să rămână, eu am încercat să fac ceva, să dau la schimb ceva frumos pentru că era o cauză frumoasă. Gri, 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 gri. Gri. Gri, am spus de mult. Gri este. Am dat cu un șampon pe el să-l schimb pentru că mă plictisisem de atâta blond. Exact, Kate. Gri. Da, cri-cri, toamnă gri, cam așa, pe acolo. E ok, nu-i problemă, că ți-am zis. Am văzut că întrebai și de asta ți-am răspuns a doua oară. Nu-i problemă, stai liniștit că nu am nicio... Îmi pare rău, sincer, mie chiar îmi pare rău că nu sunt un om din ăsta să mă alimentez eu cu certuri, cu discuții. Tot respectul. Cât am dormit? Băi, cu cine discutam că am zis că o să dorm 8 ore, maxim 10 ore. 10 ore am dormit. Și după aia, 10 ore, punct. Am ieșit afară, m-am plimbat cu copilul, cu Alina, vreo oră. Am vorbit și cu Iulian, cu doctorul care intrase tot așa. Stați așa, că mâine cred că îl agăți pe Iulian. Cu Iulian, cu medicul stomatolog, la telefon și chiar mi-a plăcut. Uite, ca să înțelegeți, prieteni, ce înseamnă prietenii, da? După ce am închis live-ul, am mers și mi-am făcut duș și când să ies afară la plimbare, m-a sunat Iulian. Și îmi spune, iubita, știi ce m-am gândit? Uite, că am văzut că oamenii au fobie, au temeri când aud de stomatologie, când aud de latura asta a medicinii. Și m-am gândit că dacă te ajută și pe tine și cred că și pe oamenii ajută să comunicăm cu cineva și văzând și cum arată și că nu e scary un medic stomatolog și fenomenul ăsta, oamenii având teamă, zice, m-am gândit că poate, uite, îi ajută și pe ei. Mă sun iubita jumătate de oră, de 2 ori pe săptămână, mă sun și uite, intrăm în live împreună, mai întreabă un om o chestie, mai întreabă o altă chestie și poate așa oamenii îndrăznesc să-și facă curaj pentru că și asta înseamnă sănătatea, vorbesc de dantură. Și chiar am mulțumit, am zis, băi Iuliane, da, să rămână, mulțumesc mult, mă bucur că a venit din partea lui propunerea, eu una sinceră să fiu, suntem prieteni foarte buni, dar n-am îndrăznit să-i propun. Și el zice, cum mare drag, oricând pentru tine, știi că nu e nicio problemă. Dar chiar mă bucur că a venit cu propunerea și uite, trebuie să-l sun și să-l întreb. Când are timp, cu cine îmi făceam exercițiile la 6 dimineața? Cu sora 13, da, trădătoare mică, dar tu ai fugit la somn. Eu am stat, dar știți cât am stat eu pe live-ul ăla, că nu, ați văzut că n-am mâncat nimic, că mi-era și rușine să mănânc pe live. Mă simțeam chiar pe bune, deci mi se părea că fac bătaie de joc, știi? Și când am terminat, băi, mâncam ca curca. Deci, pe cuvântul meu, stăteam și mâncam, nu știu dacă mai și procesam, dacă era mastecație din ce, băgam în gură și înghițeam ca o curcă, pe cuvânt. De la un moment dat zice, Bobiță, lasă mai ușor, mestecă, că degeaba mănânci, că nu simți acum. Dormeai cu... Da, mami, dar nu-i problemă, eu v-am zis tuturor. Aveți viața voastră, aveți program, nu era nimeni condiționat nici să doneze, nu era nimeni condiționat nici să stea non-stop. Doamne, iartă-mă, oameni suntem. Asta a fost moneda mea de schimb. E mișto de aia te întreb. Mulțumesc mult. Mulțumesc, Gil. Cred că și în somn visai că ești la vreo 3 zile, Kate. Jur. Și în somn 3 zile mă certam cu mine și vă jur că nu, eu nu mint. Băi, când o să mint, o să vă zic, e minciună. Și în somn mă certam tot cu mine pentru oamenii ăia care au fost
nu știu dacă dezamăgiți, dar oricum au fost nemulțumiți de calitatea live-ului și spuneam, bă, că de proastă ești, că trebuia să taci, dar deja era prea mult, poate că dacă se opreau ei nu aveam nicio problemă, puteam trece, că nici nu i-am jignit, doar am zis că nu, la un moment dat când jignești, ce, acum chiar pe bune, nu s-a dus la extrem. Sora, dorme sufletul la tine. Lasă-mă, mică, am dormit și eu 10 ore, m-am simțit excepțional și credeți-mă, cea mai frumoasă senzație dimineața când am deschis ochii și cea mai mare mulțumire a mea a fost că am reușit să mă țin de cuvânt și nu că, vai, că am făcut live-ul lui Fâs 24 de ore non-stop. Nu, m-am ținut de cuvânt și că am reușit să trec cele 24 de ore, o provocare și pentru mine și a fost și o provocare pentru Darius, pentru că abia atunci am prețuit dimineață, am prețuit mai mult viața și o prețuiesc, mi-am dat seama cât de important e să nu fii tu prezent în viața ta, să stai inert, ca un, eu vorbeam acum de Darius, cum v-am și zis atunci, un copil la 4 ani și jumătate să fie din spital în spital, din clinică în clinică, tratamente și tot haosul și în viața lui și în viața familiei și să realizezi că tu pentru 24 de ore prețuiești viața și chiar îmi dau seama prin ce trece și Darius, dar el e un copil, vă dați seama că nu realizează foarte mult, dar părinții, tot respectul pentru ei. Apropo, stați o secundă, Alina, dacă ești pe live, dă-mi un da. Astăzi a plecat donația către părinții lui Darius, direct în contul părinților. O să vă fac cum am promis. Helenite, i-am trimis capturi după banii care s-au cu reclamă, cu super chat și ce-a mai fost, super stickerele astea. Astăzi am făcut suma rotundă și am făcut donația în contul părinților. Helenita a văzut fata, i-am arătat. Am făcut o prostie pe contul meu de AdSense și mi-am blocat contul, nu știu ce am făcut eu, un cod care nu trebuia să-l bag, nu știu, o nebunie, în fine. Așa cum am spus, mă țin de cuvânt și Helenita s-a convins, uite, mami, ăștia sunt banii, ăștia sunt, astea sunt încasările, ce a plecat nu cunosc, de la voi către părinți, nu mă interesează, la fel a avut fotografie la contul meu de PayPal, a văzut că nu a intrat nimic, dat fiind faptul că în timpul live-ului rula contul părinților și PayPal-ul meu. Și atunci oamenii aveau opțiunea să se ducă mai mult către părinți. Pe PayPal n-a intrat nimic. Astăzi am virat donația venită din partea voastră cu mesajul din partea oamenilor cu suflet bun. Sora 13 lipsește de acolo pentru că mi s-a părut de bun simț să las oamenii să se simtă împlinit și pentru fiecare bănuț, fiecare sumă donată să simtă că sunt util și că a contat Darius pentru ei. Am reușit să dorm bine, mă bucur. Am stat 12 ore și m-am întors la final. Te-am prins tot pe live. Păi unde vrei să mă prinzi? Dormind? Am dormit și eu, Kate. Mă chema Pato așa de rău. Te-ai dus cu Bator. Kate, soră, dormeam cu sufletul la tine. Eu nu m-am supărat. Voi ați văzut că eu am și zis că mai fac 6 ore. Deci eu, când a intrat Iulian, nu știu dacă ați observat că m-am reîncărcat. Aveam bateriile full. Eram, pentru că mie îmi plac. Eu am niște oameni senzaționali lângă mine. Niște oameni care dacă am nevoie de ei, sunt acolo și mă regenerez în sensul frumos al cuvântului. Reușesc să-mi regenerez toată latura asta din interior, toată oboseala, să o modific și să continui. Cred că era prea mult, încă 6 ore, adică 30 de ore de live, chiar era prea mult. Camelia măcar ai apucat să hrănești copiii băloși, că acolo plecasei. I-a dat și lubator, maximă. I-a dat-o lubator, dar a rămas cu cornul înfipt în gard. Intrase pe modul roboțel, nu-ți mai trebuie somn după un timp. Da. Da, da, știi ce? Că zicea Iulian, băi viață, făcea Iulian, băi iubita mea, eu nu înțeleg mâncați așa, ok? Ai stat 24 de ore pe live aproape, că el intrase la 23-a oră, da? Cam așa, 23 de ore și ceva aveam. Și zice, și când am intrat și eu tot nu aveam loc de tine, tot tu cu Caterinca să te iei de mine, să facem mișto. Eu vreau să vorbesc serios, tu ha-ha-ha. Da,
No, nu mai contează. Mulțumesc lui Dumnezeu și vouă pentru fiecare moment petrecut alături de noi. Asta a contat enorm de mult. Mi-am dat seama că, într-adevăr, dacă se vrea ceva cu adevărat în viață, se poate obține așa cum v-am zis și atunci o să vă zic și acum. Nimeni nu e singur. Important e să știți unde să vă duceți atunci când aveți nevoie de sprijin, de ajutor, de susținere. Nimeni nu e singur. Dacă aveți vreodată impresia că în capul vostru e o bulă peste care nu puteți trece, fals. Nu. Se poate trece. Există oameni care oricând pot să se oprească alături de voi și să spună respiră sau hai, dăm mâna și să mergem mai departe. Mai poți. Chiar am crezut că o iau razna când ai zis încă 6 ore. Eu nu, eu cred că mai puteam. Nu, n-am. N-am nicio problemă. Oricum, îi mulțumesc și Mihaelei. N-am apucat să-i mulțumesc, dar o să-i mulțumesc aici. Îi mulțumesc și lui Mihaela pentru faptul pentru Mihaela, pentru faptul că a intrat pe live. Repet, sper să înțelegeți că scopul live-urilor mele nu e să. Ați văzut că m-a înjurat Maxim, repet. Nu e să iau pe nimeni la bâză, nici să iau la mișto. Scopul live-urilor mele este să vă fac să înțelegeți că e mult mai simplu să fiți voi decât să fiți ce vor ceilalți. Doamne, chiar am crezut că. Hai că deja am intrat pe modul roboțel. Pe Pelego, aruncă cu cheia de 13. Băi, am avut astăzi, pot să zic că deja e veche, l-am avut pe John, o persoană nouă intrată pe live. Nu, omul a întrebat ce ești, femeie sau bărbat, nu te supăra. I-am răspuns băiatului, ce credeți că s-a întâmplat? A zburat cheia de 13 în capul lui John. I-a zburat cheia, da, fefeleaga cu cheia de 13 după John, de la lovit 300 de secunde, l-a lăsat pe mute pe om. Vai de capul meu! Deci, și după ce termin live-ul, îi dau mesaj camerei. Zic, băi, stai liniștită, se mai întâmplă, nu e nicio problemă, nu. Important e că am reușit să reparăm, să nu se simtă omul, Doamne ferește, aiurea. Și făcea, nu că mi-e rușine cu cheia asta, firar mama ia dracu de cheie, zice, așa rușine mie că umblu cu cheia după mine. Și zic, și ce vrei să-ți iau? Da, ia-mi-o, țin-o! Sper ca și John să înțeleagă că nu a fost nicio răutate. Nu, așa e, când oamenii se implică emoțional și eu poate mai fac greșeli de genul ăsta în live-ul meu, suntem oameni și important e să ne asumăm greșelile și să trecem peste cu zâmbetul pe buze de ambele părți, nu alte bă, că l-am ars pe fraier. Și ce șmecherie ai făcut? Ai jignit un om, l-ai ars pe unul și vin 10. E ok. Camelia exersa aruncatul cheii la țintă și a nimerit. E, da, m-a aruncat un sandwich, da. Nu ai diclit. A, da? Așa de ciudă că ești la dietă. Da, știți că n-am mâncat nimic nici azi? N-am mâncat nimic nici azi. Azi n-am mâncat. O să ies de pe live și o să-mi confecționez o salată cu piept de cur. Nu, nu curcuduș, curcan. Fără sutien. O să fac o sălățică. O să construiesc o sălățică cu piept de curcanel și o să bag în mine așa puțin că mi-a zis mie un nutriționist, nu mânca să te saturi, că începe curcanul să mănânce salata și după aia te curcănești în live. N-ai început, Calin, a început cu piu, 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 piu. Cum ar fi să fac și eu ca curcan live? Nu mai dau never. M-am făcut de cacao. No, stai, Camelia, liniștită. Sănătos să fim. Și oamenii chiar înțeleg. Nu e vorba de nicio răutate. Bun. Uneori nu mai luăm. Asta e, frate. Nu putem să fim pe placul tuturor. Cred că asta contează ce. Piu, piu, Iesus. După primul live mi-a zis, cred că trebuie să-mi fac programare ca să-ți mai spun una alta. Piu, piu este sus, e în dormitor, cred că mă fentează, se uită la serialul care l-am descoperit pe Netflix. PA se numește serialul, uite, a trecut piu, piu. Ia fă și tu puțin, piu, 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 piu. Tu ești iubirea? E piu piu, umblă piu piu în frigider, cred că am zis de mâncare și a zis stai bobiță, Johnule, stai că e nasoală treaba.
O salutăm pe Piu Piu, Kate te salută și, no, sper că și lumea, că și Alina salută pe toată lumea. Piu, piu, piu. Băi, ce rău îmi pare că am pierdut din live-ul ăla. Uite, dacă mă întreba Gil unde e live-ul, chiar și mie îmi pare enorm de rău pentru faptul că rămăsese aia cu... A venit o donație. Piu, 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 piu. Mâncați-i și ochișorii, ești frumos. Păi da, sunt în întuneric că vreau eu. Vrei să aprind becul? Uite, na. Dar nu, vreau eu să fiu mai așa, mai dark. Și ea vă salută, Kate. Zice că sunt mai la întuneric, m-am chitulat. Piu, 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 foarte piu, 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 rău faci, piu, 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 când mă diclești la ochi, mă lovești, mă obosește lumina. A venit doamna de la platou, de la salată, a venit doamna să arunce cu salată după mine. Piu, 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 na, uite, poftim. Chiar așa dark sunt? Acum n-am curent, nu mi-a prins becul, stingi voi, zic că ăla, reflectorul ăla îmi vine în ochi, tu mi-a prins în cap. Nu mi-ajung 24 de ore cu reflectoarele în ochi. Mai dai și bec acum. Să vezi când îmi vin fetele, ți-o întorc eu, Lari. Lasă, mami, că e bine. Când vin? Că au zis că 2 ore, sora 13, 2 ore, trebuie să apară. Ia asta când le sun eu. Piu, 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 alarma. Oameni buni, vă mulțumesc tuturor pentru faptul că îmi sunteți aproape când puteți, când aveți timp, când aveți răbdare. Repet, știu că aveți și voi atâtea belele pe cap, atâtea necazuri, atâtea griji, atâtea gânduri și hop, Johnule! Ia, eu, ce ai făcut, Bobiță? Mă sună Mihaela din nou, stați așa. Iartă-mă viață că n-am văzut, că vorbeam singur aici eu. Mai vorbești în direct? Da, păi da, eu, Dan și eu și cu Dan Diaconescu. Bine, Da. hai, mai continuăm, dacă am întrerupt, să întrerupese. Păi ai zis că ți s-a... Na, mai ești? Așa, Da, viață. sunt, am sunt. Gata, Dar ai am sunat care după că veni. nevoie... Nu mai pleca, a intrat Nikita. Gata, viață. Uite, lumea zice, nici n-a apucat să-și ia la revedere de la tine, a crezut că ai plecat, zic, nu, păi n-a zis că-i să descarcă fetii telefonul. S-au bucurat oamenii că te-au auzit, Mihaela, serios vorbesc. Mă bucur mult de tău, dar spune că n-am primit nicio cerere de prietenie. Vezi să fie Mihaela Nicoleta Ispas? Fata aceea cu părul lung, blondă, nu altcineva, că mai sunt mai multe pe tine. E o fată cu... Problema e că n-am primit nicio cerere. Poți să Spune le... că cine mi-a pus să-mi dea cerere, n-am primit cerere. Viață, pot să le spun eu cam cum arată poza? Da, cum să nu arată pe Așa. poza? Nu Nu. pe Facebook-ul meu. Pune așa, pune o fotografie cu Facebook-ul meu, cu numele și arată-le. Stai, mami, că a revenit Mihaela. Mersi mult, Melania, dacă a revenit Mihaela, Nikita, nu, tu, stați-mă puțin, că-s proastă, rău. Deci este... stai, Bobiță, nu râde. Mihaela Nicoleta Ispas. Păi, Da. și tu ce aveai? Aveai Vezi că ea fotografii? e blondă, uite ea Păi aia cu balcoanele, nu? Înaintare și cu ochelarii pe ochi. Unde vedeți niște balcoane și nu niște... mai aia, aia nu mai este. A, ce ai făcut, Nu, Bobiță? Ai no, scos aia nu balcoanele? mai e iubita, aia nu mai e copilă de pot, lasă-o pe aia. Acum este, intră la mine profil și vezi că în spate e în drum spre România, e în drum spre România în profilul mare și poza aia mică e doar cu mine, cu pieptul, cu balcoanele mari și cu părul lung. Ăsta-i Cu corp. asta fotografie, cu... Stai viață. Ăsta e. Stați așa. Pam, 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 pam. Am zis eu că nu trebuie. Stai puțin așa. Stai puțin că-l fură calculatorul. Ăsta e. Mihaela Nicoleta Ispas. Ăsta-i contul. Oi, să fie Leida, Leida. Ăsta este. Intră tu la mine acolo, vezi că am un câine în brațe la un prieten. Stai viață, că mă uit imediat. Da, mami, da, ei se Intră cu, uită. uite, cu numele ăsta, nu? Da, mami, da, ăsta e contul. Ăsta este contul. Mihaela Nu Nicoleta văd, nu. Ispas. Ba da, Nu văd, viață. dar arată-mi că nu văd. Da, dar nu văd, arată-mi, dar nu Păi, e. nu vezi tu că e pe YouTube, îl arăt pe YouTube la oameni. A, arată la oameni, da, Păi da, da. l-am arătat pe cameră ca să vadă contul. Să nu-și ia țeapă.
A fost o plăcere, m-am bucurat să o aud pe Nicu. Deci e cu blonda aia, cu bunăciunea aia, cu balcoanele, țânc-țânc. Mi-e rușine să dau cerere. De ce, Camelia? Dă cerere. Dă cerere, că de nu... Ce a fost o plăcere, m-am bucurat să o aud pe Nikita. Păi nu, că acum stai, Camelia, mai stai, Bobiță, că uite, a revenit Mihaela. Nikita se întoarce. Filmul. Eu l-am găsit deja, zice Elena. Bravo, care vrea să-i dea cerere, ați auzit? Puteți să-i dați cerere Mihailei, că nu-i nicio problemă. Nu e nicio chestie. Auzi că le povesteam bine, că nu prea am ce să le povestesc așa mult. Că am și zis, sunt lucruri care nu se pot spune, nu? Povești de viață și nu se pot spune așa oricum. Dar le spuneam oamenilor că chiar mă bucur că ai înjurat-o pe sora 13 și ei s-au simțit foarte bine, chiar s-au amuzat, zice ea. Da, a revenit Nikita. Eu ieșeam să pap. Poftă bună, Gabriela, dar nu trebuie să ieși dacă ai ieșit în oraș. Și chiar s-au amuzat, îmi spunea ce că bă, a fost maximă aia, cum să te înjure. E, zic, Bobiță, dar nu am știut, dragă, da, nu viață, am știut, n-am știut care sora 13, nu? Da, viață, dar le-am și zis, zic, stați mă liniștiți că nu-i problemă. Noi niciodată nu ne-am înjurat, nu ne-am călcat pe bombeu. Nu. Niciodată. Niciodată, nu. Chiar niciodată, sunt mort, niciodată. Da, a revenit. Mersi frumos, cu mare drag, poftă bună încă o dată. Elena zice că l-a găsit, Camelia zice că e rușine, eu zic să nu-ți fie rușine, Camelia. De ce să vă fie rușine? Doamne, iartă-mă. Și le trăgeam eu așa ca și concluzie, că nu știam dacă, că mi-ai zis că ți se descarcă telefonul, chiar că le ziceam, chiar mă bucur că ai intrat. A trecut o oră, dragă, o oră întreagă am vorbit, o oră s-a închis telefonul, o oră întreagă să știi că am vorbit la telefon, chiar 60 și ceva de minute. Să rămână, să-ți dea Dumnezeu sănătate ție și la familie. La toată familia. Cu cel mai mare drag, da? Pentru că mai m-am ușit un pic pe căldura asta care de-i drumul, dragă, să vă spun. Căldura asta mai m-am ușit un pic, e prea cald, am ieșit un pic afară, vai ce cald e, vai. E cald, nu? Copiii sunt afară. N-au intrat nici acum. Se joacă cu câinii afară. Copiii sunt afară, în spatele aici, în spatele casă, se joacă. Foarte tare. Cu vecinii. Foarte tare. Deci eu am zis așa, fii atent, ți-am zis că dacă faci nuntă în România, vin mă iei domnișoară de onoare. Mă îmbrac în rochie. Da. Dar am zis, Bobiță, dacă mă îmbrac eu în rochie, mă bate, zice Mihaela, du-te pe dracu cu rochia ta, că fuge tot fuge și popa. Lari, apropo, zi-mi. Te-am zis aminte că în viața mea nu am îmbrăcat o rochie sau o fustă? Da. Te aduci minte? Da, în viața mea nu m-am îmbrăcat sau tu? Tu sau eu nu ne-am îmbrăcat niciodată în roche sau în fustă? Niciodată. Dar nici nu puteam viață să ne îmbrăcăm. De curând mi-a luat iubitul meu o roche și o altfel de bluză și altfel și nu vreau să le pun. Nu mă simt bine. Uite, scuze, Nikita, când ești de pe live de la Lari... Vezi că-ți mai vin cereri când o să termin live-ul, zice lumea că să o scuz când iese de pe live de la mine, promit că-ți trimit cererea, zice Gina. Cine vrea să primească, dragă, cu cel mai mare drag, nu o pic pe nimeni să primească cerere, că deja am peste, am până și știi de persoare. Și... Mai șterg pe altul și într-o după cum să nimă. Și Gabriela... fata care tot ți-a pus întrebări zice că e cald în Spania. La ora asta sunt 35 de grade. Stai mă, Bobiță. Spune-mi, Gabriela, că este foarte cald. Cred că stă pe acolo. Nu mai pot. E foarte cald afară. Foarte cald de afară. Foarte cald. Pupici Andreea M. Mă întreabă Andreea M. cu cine vorbesc. Păi spune tu cu cine vorbesc. Cu Mihaela Ispas. Cu Nikita, cea mai bună prietenă ta din copilărie. Cu Nikita vorbesc, Andreea. Păi nu, că fata a intrat mai târziu.
Gata, o știu, făcea live-uri, că m-am uitat la profilul ei, zice Elena. Făceai live-uri pe Facebook? Nu, live-uri n-a făcut niciodată. Nu, niciodată. Elena, ci că n-a făcut niciodată, adică o auzi. Live-uri pe Facebook niciodată. Nu, poze, poze. Și fata mea a făcut un live cântând, dacă pe TikTok. Nu, eu nu fac live. Nu fac, că mă iau ăștia de la ziare și mă bagă ziare și nu vreau. Să mă bage fără niciun bani. Dacă după vor, cum vedeți, ea vorbește la telefon, nu e sus, că mi-a zis sora mea, eu... No, când o fi să urc sus, urc sus la tine, dar dacă e, cu mare drag, mă suni, vorbim, nu-i problema. Nu face la el. Dacă ai mâine emisiune, dacă ai mâine emisiune, cu cel mai mare drag, mâine, că sunt și onoraș, poți să-ți arăt plaja, să-ți arăt marea. Fiață, cum vrei tu, Mihaela, cum vrei tu, tu știi bine că... Să-ți arăt, chiar o să mor pe autobuzul acel roșu, e primă toată Malaga vorbind, toată. Tu știi că ți-am zis. Merge și peste tot, peste tot. Ți-am zis cu mare drag, când vrei tu, îmi zici și nu-i problemă. Îmi dai mesaj, soro, când vrei, îmi zici și nu-i problemă. Dar nu cred că Andreea e mai micuță, nu cred că știe de tine. De-aia nu a întrebat cu cine vorbesc. Da, Elena nu face live-uri, ai auzit că a zis Nikita că ea nu face live-uri pe... Ai, ai, ai! Nikita, știi, cred că de cine zice? De cine am vorbit noi acum două seri? De cealaltă Nikita? Eu, dar n-am trebuit, nu sunt Nikita. Nu. Eu sunt Mihaela Nicoleta Ispas, eu nu sunt Nikita. Nikita sunt cu numele de ziare, de scenă. Dar nu sunt... Nikita nu scrie, doar Nikita Spania, dacă vrei ceva. Am crezut că face... Am alt profil Nikita Spania, cu ochelari. Zice Gabriela... Fii atent că e un om care te urmărește bine, că știe. Ea te-a întrebat și de problema aia de la inima. Ba da, eu am văzut-o pe Nikita în rochie, în una roșie lungă, când era la povești de noapte sau povestiri de noapte. Exact. Da, asta da, pot să spun adevărul, da? Așa este, dacă m-a plătit bine, m-am îmbrăcat în rochie, ce arată? Serios? Și nu numai e rochie roșie, mai e și o rochie neagră. Ia asta e... Să vede pieptul, da, așa este, are dreptate. Mihaela, te las să vorbești și tu cu lumea 2-3 minute, să-mi iau și o rochiță, să mă conformez? Da, scupa mea, hai, da. Când iau o rochie, acum... Da, mai e... sau ce întrebări tu? Păi uite că ți-am... Dar tu zile ce vrei, că nu trebuie să te întrebe. Când vin eu îți citesc întrebările, că vin cu rochia pe mine. Dar viață, stai așa să-mi iau rochie. Vino cu rochie, iubire, hai. Oh, 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 Daria mea, vieta mea din copilărie. Nu pot să spun că în viața mea și în copilăria mea nu am avut o prietenă mai bună ca fată decât Lari. Am avut un milion de prieteni, băieți de toate tipurile, cu pani, fără pani, săraci, bogați, super bogați. Dar calarii fată mai puțin, în ce sens? Nu-mi plăceau fetele, recunosc. Nu-mi plăceau prietenele să fie fete. Nu-mi plăcea, nu știu de ce. Nu știu. Aveam eu o boală așa, nu suportam prietenia de la fete. Singura era Lari, care o acceptam. Poate că avem foarte multe lucruri în comun, poate că, nu știu, așa va Dumnezeu să fie, să... Timpul împreună, tot timpul în copilărie. Nu exista noapte să nu meargă cu mine peste tot. Avea o mare încredere în mine. Bine, o recunosc. Mergeam pentru că eram bazată în toate cartierele din București. Nu exista cartier să nu fiu bazată. Și i-a spus, spunea să meargă cu mine peste tot. Mâncam, beam, ne distram. Bine, nu beam băuturi alcoolice. Beam sucuri, răcoritoare, Fanta, Cola, limon, înghețate. Depinde. Ne distrăm, efectiv ne distrăm. Că se distrau alții într-un an, ne distrăm într-o zi. Înțelegi? Super. Extraordinar de viață palpitantă am avut de la. Trebuie să recunosc. E minunat să ai asemenea prietenă în ziua de astăzi și să reîntâlnești cu ea după 10-15 ani, să trăiești nou cu ea. Eu am contactat prin Facebook când am câștigat la locul aici în Spania. Nici nu mă așteptam vreodată ca ea vreodată să-mi dea mesaj, să spună cine e, apoi să mă uit pe profilul ei, să recunosc și să-i răspund, bineînțeles.
Super, super. Hai să vedem acum pe Lari. Pe scumpa mea, Valari, hai să o vedem acum, domnul Roșu. Spune că să facă rochie și vine rochie. Să promese rochia care va trebui să vină la mine, să mai face nunta aici în Spania, în România. Să vedem. Să ne ajute Dumnezeu să ajungem acolo. Ce pot să spun? Sunteți minunați dacă stați de vorbă cu Lari și în mare, în mare parte, într-o bine vom vedea. Lari, bineînțeles. Mulțumesc pentru mesajele fiecărei persoane în parte. Vino să vezi pe Lari, tu. Iubire, vino să vezi pe Lari. Vai! Și acum a apărut Lari. Oh my God! Perfect, este o femeie minunată. Auzi ce spunea al meu, ești o femeie minunată, dar chiar asta ai găsit-o central, draga mea! Păi nu-ți place că doar ești domnișoară de onoare, ce ai? Da, iubita, ai domnișoară de onoare, dar unde ai? Nu scupă, mea, pe toate, n-ai! Care? Fată, dar o să moară lumea de ciudă, măcar să mă îmbrac și eu în doliu la nunta ta. Să moară lumea de ciudă, să mă rită Nichita. Ce mă fac, Doamne, cu ea? Ce ai fac cu Bobiță? Păi, dar cine îți place rochia mea? Dar de unde De la second hand mi-a dat-o una gratis. De la second hand îți dau una mai frumoasă, mai sexy. Îți trimit eu una cadou mai sexy. Da, uite ca să vezi câți domnișoare de onoare, drag, uite, când mă îmbrac și... Bun, ia uite, băi, vină mă cu vină cu uite, prințesa prințeselor. Regina reginilor. Cu petele mama, mua! Cu copii! Scumpeta, scumpetele! Mânca oare, mama, păi da, poate să stai că nu te reprezintă pe tine, lasă-mă în pace. Cum adică nu mă reprezintă? Nu te reprezintă pe tine. Bine, bine. Bine, băi, gata, mă. Aruncă jos de pe tine că o să reprezint. Nu mai sari, mă lași. Aruncă jos de pe tine, iubire, mă, lași că nu te reprezintă pe tine. Ce faci, te duci la biserică, încolo, biserici, la da, da, viață, gata, dacă fii. Încolo, biserici medieval. Bărba după mine, gata, imediat. Dă jos, iubire. Gata, că așa ai dreptate. Dă jos, iubire, dă jos cu cuii de ăsta. Erezi bui feo ăsta vestit, de nume gusta. Oh, ăla nu me gusta, nu me gusta, nu me gusta. Nu me gusta balabusta, dar ce vrei să pun? Nu me gusta, nu place. Nu me gusta, nu me mucho gusto. Dar nu te reprezintă. Lari, nu te reprezintă pe tine, scumpa mea, înțelegi? Tu ești o fire băițoasă ca și mine. Gata, uite, știi ceva ce-ți place ție, uite, asta mă reprezintă, dar zici adevărat. Ia, ia. Da, ai nebunii, nu te poate da aici. Ia vino, dragă, să nu mai gusta, nu mai gusta. Nu te facă, dar spune, te fie de capul la dușmanea asta, frăcămintea asta. Nici asta nu e ok. Nu te facă, dar ești, stai cu minte. Ia nu mai ce s-a vărcat, vino cu asta. Da, imediat, da. Nu, scumpa mea, nu, te rog frumos. Nici asta. Lasă, o să fie de capul la dușmanea asta. Gata, nu mai, drag, ia. Frăcămintea asta, nu vreau. Nu mai mergi. Dacă zici tu că nu mai e nume gusta, nu te gusta, nu te gusta atunci. Gata, Mihailo, gata, viață. Nu, nu, după aia. Mea, nu te reprezintă pe tine așa ceva, te rog frumos, da? Hai că dacă mai te schimbă multe costume, se chide telefon. Ia, ia uite, mă, ia. Ia uite. Și asta ce vrei să spui? Fai mișto de mine, ce vrei să spui? Nu, viață, ce că e roz! Cu asta fai? Sunt eu o persoană, nu asta, nu? Nu, fată, ce ai ieșit cu... Auzi? Asta e persoana când face bendeac mișto de mine, nu? Nu, așa ai culoare, n-ai, tu ai blond, mergeara, ai blond. Mergeara în genunchi după mine, bendeac, să meargă. Mergeara în genunchi după mine, bendeac. Fălei! Dar știi că asta e cămașă de la... de la Voila. Mi-a dat-o bonus la plecare. Bine, bine, așa. Bine ai revenit, Lari! Da, bine ai revenit și te simți foarte bine cu tine! Ați au... Ia am uite ce... Am vorbit mult de când ai fost tu! Ha? Am vorbit foarte mult când tu ai fost lipsă. Am văzut să rămână, am auzit, uite că scrie lumea aici. Ai, Dios! Ai că a început lumea să vorbească ca tine.
Doamna judecător. Da. Gata, Nikita, ți-am dat cerere. Ci că ți-a dat Gina cerere. Gabriela, e de nota 10, sora 13. Nu prea comentez, stau în umbră și urmăresc. Foarte bine faci, să nu mai intri pe live, să comentezi. Glumesc. Ce bine stă în domnișoară de onoare, ești unicată, Lari. Da. Nu te poate dai să nu mai ești vestitul ăla. Zici că ești Neti care prezintă horoscopul cu peruca roz. Da. Exact, Elena, zice lumea. Așa, Săruna, n-am auzit ce ai zis, eram plecată dincolo. Dar te cred că nu ai ce să minți. N-ai ce să... Nu, scupa, mi-am zis de tine și de mine, că tu ești foarte unicată prietenia ta cu mine. Ai fost și ești, asta am spus, dar nu. Săruna, mulțumesc. Tu știi că a fost reciproca. Întotdeauna valabil, adică da. Niciodată nu ne-am, repet, nu ne-am, nici măcar așa, da, dă-te mai încolo. Va fi oricând tunări, aș da orice să ne vedem și să mai stăm un pic. Ne vedem, așa, trebuie să ne vedem. Da, acum, nu știu cum e să iei de la capăt sau să mergi în continuare, dar cred că e bine, că deja nu știe toată lumea. Pe mine nu mă știe nimeni. E mișto. E, nu te știe nimeni, vezi, poate de treabă, cum să nu te știe. Serios, dar eu m-am cumințit. Hai, să fim amândouă, să mergem până la Romană. E, da, să ce vrei. Romană, să mergem până la piață. Vrei să-și fure... Mai de lume, când te seama la bani la mine, să dau la lume. Vrei să-și fure lumea sandvișurile? Să mergem peste tot, de la Romană. Ce sandvișuri? Ce numărul sandvișuri la Romană? Zice, de cât timp nu v-ați mai văzut? Chiar de cât timp n-am mai văzut, Mihailo? Dacă eu sunt atâția de 13 ani în Spania și cu vreo 7 care nu ne-am văzut, oh, no, 20. No, 20. Ce ai, bobiță? Păi da, noi nu ne umblam, nu alergam tot centru prin 2000, stai că zic eu, în 2000. 2000? Prin 2001, 2002, 2003? 2000, cam 2003. Cam 2003 m-am retras. 2003, 1989, 2002, 2003, da. Da. Asta e, da. Cam de atunci nu ne-am mai văzut față în față. Față în față, da. 17 ani. Dar să știți, da, că serios acum, da. Pentru cine nu știe, chiar serios vorbesc acum. Pentru Mihaela, ca să o vezi pe Mihaela față în față vorbesc, nu de asta, de vorbit sau asta, era foarte greu și pentru unii chiar era o onoare pe vremea aia. Așa. Bine, era și o oroare. Era și o oroare pentru alții. Vreau să plătească cine vrea să mă vadă. Era și oroare pentru alții. Nu, era și o... Erau vremuri frumoase, chiar vremuri frumoase. Eram... Ea era cu minte, eu eram și mai cu minte, eram fete cu minte. N-am avut niciodată. Eram cu minte, Lari, că nu. Am superat mult de tot, nu mi-a dat de prost. Păi asta era zic. Era cu minte, păi cred că prim... Prima oară, să spun ceva, mi-era frică, în viața mea mi-era frică să nu rămân gravidă. Deci, bă, să nu rămân gravidă, m-am văzut o femeie de mică. Nu bea, nu fuma și nu te duce cu bărbați până la vârsta de 30 de ani. Până nu ești tu sigură, nu bea, nu fuma și nu te... Aha. Și așa am și făcut. Uite că a fost bine. Da, păi... Îți vine să crezi că până la 32 de ani eu am fost fată mare? Păi, de ce să nu vină să cred? Nu bea, nu fuma și nu te ha-ha. Serios? Eu la 33 de ani am făcut-o. 32 de ani am făcut-o. Eu la 33 de ani am făcut-o pe prima fată, primul copil. Da, da. Păi nu bea, dar ce? Nici eu nu beam, că nu eram eu cu asta. N-aveam. Fumam, da, da, de băut. Da, nici tu bea, nu. Nu bea, dar nici cafele nu beam tu. Nici cafele. Nici cafele nu beam. Cafele, Fanta, sucuri de alea. Dar nu bea nici cafele, tu. Păi am început eu zic să beau cafea. Nu, nici cafea. Coca-Cola multă beam. Țin minte că erau eugenilele,
E la confetăria îți aduce aminte la Casata. romană, spun Dumnezeu. Casata. Prăjiturile. Exact, cupa mea. Păi Exact. stăteam eu în Deci, terasă la casata și tu invitați stăteai la mă, mec. invitați la confetărie, voi vreți că n-am bani. Dacă vrei plătești, că adevărul că n-am, voi dacă vrei plătești, dacă vă rupi. Da, așa este. 17 ani, wow, mult timp. Și O am întrebare. avut prima oară în viață, am văzut-o pe una. Da. O întrebare, mai ții legătura cu fostul soț? O întrebare, dacă mai... Nu mai țin legătura cu niciun fostul soț, pentru că nu mai are mâini și nu mai are picioare și nu mai are cu ce butona pe telefon. Deci cine întreabă chestia? Gabriela. Probabil că e Nu mai țin legătura cu niciun soț, pentru că nu mai are mâini și nu mai are picioare. E în căruț. E în căruț, spune. Și nu are cu ce butona sau intra pe telefon. Cu limba nu poate să intre pe telefon, îți dai seama. Ți-a răspuns, Serios? Gabriela. Păi nu, că nu, fata serios, m-am răzbunat pe el, m-am răzbunat. Sora mie m-am mi este... M-am răzbunat, că a vrut să facă rău și iar s-a fost. Sora mie îmi pare, mi este cunoscută Nikita, dar nu știu de unde. Spune tu, Lari, că mi-e de la mă, televizor, Lari, Elena. Elena, de la televizor. E Nikita care apărea la televizor. Dar n-are, sunt și mai micuțe de vârstă. Zilea lume se caute în cancan. Iubire, zilea lume se caute, VVV cancan cu Broni Crita, spune-le. Da, aude, Elena, uite, auzi. Eu sunt plecată din țară de 19 ani. Sau de la 19 ani, nu știu, de 19 ani, cred. Mui bine, foarte bine, bravo. Mui bine, bravo. Mai bine plecată decât în țară. A, bravo, soro, ea este. Da, ea este, Elena, gata, și-a amintit. Ce amintiri frumoase, chiar o bucurie să vă ascult. Camelia. Mă bucur că, uite, mai mi-aduc și eu aminte de lume, mai mă recunosc și pe mine numai tata vreme. Dar trebuie să mă aranjez un pic, să mă fac frumoasă, că dacă mă arăt cu fața asta care am acum, care mă vede doar soțul, pot să-i obișnuit cu fața care o am. Bine, că mă vede doar lără. Fată, și eu am zis că arăți ok, ce ai? Da, bă. Nu, dragă, nu, lasă, scrișoara, da? Da, da, am zis. Meu atâta, că, uite, sunt el lângă mine. Am zis că arăți ok. E normal, băi, Mihaela, după două nașteri, o femeie, e normal. Dar e... Și mie nu mi se pare... Da, mami, văd, dar n-am vorbit. Dar n-are părul scurt. Stai, mă, că tu ai zis că ai părul scurt, Mihaela, și-și imaginează probabil că ai părul așa. Cristina, Elena și eu de 20, dar de Nikita cine n-a auzit sau n-a văzut-o la televizor? Arată foarte bine la două nașteri. A zis că Elena și eu am plecat. Cine nu mă cunoaște, cum a zis? Nu, a zis că nu te cunoaște și apoi și-a amintit că te știe. Și a venit Cristina și zice și eu sunt de 20 de ani, dar de Nikita cine n-a auzit sau n-a văzut-o la televizor? Uite, soțul meu nu m-a auzit și nu m-a văzut la televizor. Toată lumea m-a auzit în afară de... Mulțumesc frumos, spune că îi mulțumesc frumos. Cristina, ci că îți mulțumesc. E bine, uite că e bine să fii cunoscută. Îți dai seama dacă vin în țară, mă iau ăștia cu televiziunile și trebuie să mă fac, vai de capul meu, Nikita s-a făcut ce a murit, dar trebuie să ce urmează să comentez să dau un lume. Vai, mi-am adus aminte. Ție ți-a făcut capat-o spaza aia cu sicriu sau Luna Omi? La tine a fost eu cu sicriu? Am făcut-o, eu am inventat-o, că mi-a trebuit bani. Eu am inventat-o, că mi-a trebuit bani. Tu aveam nevoie de... Și cu Savarina, cu boxul am inventat. De să recunosc. Am avut nevoie de bani, că mi-am luat casă pe Unirii, Bulevardul Unirii 69, lângă BRD, cine cunoaște știe despre ce vorba, imediat la mod. Păi Alba Iulia, tu zici. Un apartament duplex și aveam foarte puțin bani. Ascultă-mă puțin, și aveam foarte puțin bani. Unirii 69 și era viața mea apartamentul ăla. Locuisem înainte mic, nu știu dacă știi pe Nic de la Atomic TV, îl vindea. Înainte am locuit eu cu Rafael, care cântă zile într-una plâng, zile într-una trec. Am locuit eu cu Rafael în acea casă. Și eu dacă aveam niște bani pun pe parte de pe cărțile care le-am vândut, i-a spus că vreau să cumpăr eu apartamente, că spate era discoteca la Ion, dacă te aduce aminte. Și era duplex și am vrut să-l cumpăr. Aveam nevoie de bani, mi-a trebuit vreo
300.000 de lei, 300.000 de lei mi avea trebuit. Și am inventat și un sicriu cu capatos, am inventat și eu că am murit, am inventat și eu că un cu savarina, văzut cu savarina care mi s-a dat cei mai mulți bani la PTR, am aruncat prosopul, am ridicat lumea în picioare, am aruncat prosopul și am plecat. Nu pot spune lumea că am mâncat bătaie. A, am mâncat nicio bătaie, vedeți-vă de treaba voastră, că am prins un tramvai și am plecat în picioare, am dat-o cu capul mai departe, de la tramvai, de la casatorul de pietre, de la tramvai. Uite, zice Elena, acum știu cine este, aveam un lapsus. Și-a amintit, Elena. Ai văzut? Bun, mă bucur, ai văzut? Normal, uitau, lumea uita de mine, pentru că nu mai apărut la televizor. Doar ce scrie prietena mea în ziare, Stay Names, dacă se uită, în nou vis, Stay Names și Carcan TV. Da, chiar, dar am văzut parcă acum, recent. Și acum recent ce e de drumul la popor? Parcă acum recent a fost articol sau nu? Da. Ha, 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 acum știu meciul cu Savarina, uite, zice Cristina. Da, uite, au venit copilașii mei, vină să te salute copilașii mei. Hola, Navi. Salutare, da, hola, hola. Ce faci frumoasă? Cum te cheamă, ia spune. Mă cheamă Vanessa, spune. E ok. Să fii sănătoasă, Vanessa. Mă cheamă Cristina și am 11 ani. Mulți înainte și să fiți sănătoase și fericite cu mami și cu tati acolo. O iubiți pe mama, o iubiți pe mama. Ia, cum o iubiți pe mama? Mult! Bravo! Superbe sunt, superbe fetele. Să străiască, fată, chiar că sunt superbe. Și noi superbe. Îi spunem antic, dacă amică vorbește spaniolă, zici? Da, după ce tu să ieși din casa? Gata, m-a scos. Ai căzut dinții, Ludințoasa. Da, păi îți dinți de lapte. Ludințoasa mea a căzut dinții de sus. Dar sunt mamă, lasă. Râzi de da, ci că sunt mulți că ne... Nu prea pot, mami, nu prea pot, că sunt, nu prea pot acum, că sunt pe YouTube și n-au voie bebelușii. Mâncau vai și ochișorii voștri superbilor. Gata, n-au voie bebelușii. Eu sunt Vanessa și te iubim și gata. Love you. Eu sunt Vanessa și te iubim. Love you și eu mult de tot, ești superbă. E superbă. Pa! Pa! Superbe amândouă. Nikita ar fi, uite zice lumea, uite zice Cristina, Nikita ar fi super să se apuce de YouTube, să facă vloguri cu viața ei în Spania, se poate câștiga și bani din asta, Mihaela. Nu, pentru că nu, iubita, nu-mi cer mii de scuze, n-am timp de așa ceva, eu câștig altfel banii, mie îmi place banul jos, scuză-mă, și nu stau să pierd timpul, nu, nu, sunt departe chestiile astea de mine, eu... Apa, așa, dacă vreau bani sau vreau ceva, mă duc afară la televizor în România, cum mă vreau televiziune, vreau și cealaltă, vreau și cealaltă, vreau și cealaltă. Gabriela, mama, sunt mulți pe net care o imită pe Nikita, cică. Râs de mor de ei. Cum mă imită pe mine? A, să mă imite, bine, bine, bine de imitat. Superbitate mică. Bine că sunt de imitat, mă bucur. Eu sunt originalul. E adevărat, copia n-are valoare. Elena zice, exact. Mă bucur că ești bine și ești fericită, îți spune. Sunt bine, sunt fericită, îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine. Într-adevăr. Că s-ar putea să închidă din nou, că e 0%. Da, viață, da. Mami, să rămână, mersi mult. Noi vorbim. Mersi mult că ai urcat sus aici. Mă bucur că am vorbit și mă bucur că, uite, lumea a vorbit și cu tine, ți-a dat și mesaje. Când ți se închide, ți se închide, înțelegi ce zic. Noi rămâne să vorbim când e cu mare drag, ți-am zis. Nicio problemă. Bine. O seară frumoasă tuturor. Aștept să ne revedem din nou, să ne auzim mai bine. Când te-a revăzut, nu ne-am văzut. S-a văzut la tine. Pupici, să rămână, mersi, toate cele bune. Gata, s-a închis. I s-a descărcat. Cred că îl băgase la încărcat și s-a descărcat telefonul.
Gata. Gata, mă, că s-a făcut. Da, bine, a mai intrat, că i-am și zis, ați văzut, pupici, a ieșit. Vă urați și vă o seară bună. Măi, oameni buni, ce să zic? Să fie bine ca să nu fie rău pentru toată lumea. Seară frumoasă și ție. Chiar mă bucur că a urcat, a reurcat sus aici alături de voi, măcar cu vocea, a băgat vocal. Eu i-am zis, viață când vrei tu, îmi zici, intri sus și vorbim. Cine vrea să o adauge, simplu, vă mai dau eu o dată contul. Stați așa. Vă mai dau o dată contul. Mihaela Nicoleta Ispas. Mihaela Nicoleta Ispas. Gata, pentru Andrei a fost ăsta, că a venit cu somnoroase păsărele și despre ce era vorba. Camelia, toate bine? Nu toate bune, toate bine? Muy bien, muy bien. Hai mă, băi, frate, bă. Așa ceva. Vă dați seama să mă... Hai de capul meu. Aia trebuie... Bine că rămâne live-ul pe YouTube. Aia e maximă. Aia e maximă. Cum m-a jurat-o pe sora 13, cine e aia, că n-am auzit de ea. Dar vezi ce, dă-i! Cum e aia, mă, cu bailando hablares ăsta, că eu nu le-am, frate, cu spaniola, mă pierd în, n-am, eu smută tută, la spaniola nu. De-abia aștept, sper să fie toate ok și, nu, să merg și pe la ea o tură. Îmi zicea și acum două, se zice, dar vino viața aici, vino sora mea, vino aici, că ne mai vedem și noi, mai ieșim și noi, ne mai distrăm. Una bine, alta mai aștept. Bine, e bine, e bine, Batore, bine. Aoleu, și-am mai văzut o donație de la, stați așa mă puțin, că eram pe live. Stați așa. Și-a mai venit o donație de la Camelia, de la Fefeleaga, 74 de râs de tine. Să rămână, mulțumesc pentru donație. Mi-am adus aminte că știu că mi-a rămas ceva pe cap, dar era neterminat. Mulțumesc mult pentru donație, Camelia, sănătate și ție și fetelor. Mai stau să vină și a doua, că așa trebuie să fiu, parol de cuvânt, nu? Așa. Meciul cu Savarina, Cristina Mămică, nu știu, că eu nu m-am... Eu la viața mea am fost foarte cu minte. Eu nu am de astea cu cei... Nu... Cine... Despre cei... Cine-i Savarina? Ce meci? A ieșit. A ieșit frumos. Sper. Acum știți cum e. No hate. Probabil că o să fie... ceva hate-uri, dar până la urmă știi cum e. Nu toată lumea poate să facă pe plac la toată lumea. Nu e problemă. Păi mai stau și eu să... Mai stau să-mi vină păsărica pe inventar. Mai am o păsărică să se întoarcă la cuibul ei. Da? Deci facem reeditare. Somnoroase păsărele. Păi la cuiburi se adună. Una a venit. Se ascund în rămurele, nu în gărăjele. Noapte bună. Da? A fost super. Camelia, mami, știi cum e? Nimic nu-i pe placul tuturor. Întotdeauna, dacă vrei e, dacă nu vrei nu e. Știți cum e până la urmă? Fiecare să facă ce-i dictează sufletul, rațiunea și conștiința. Că până la urmă sănătos să fim, că restul mai puțin contează. No. Și ne ducem la partea a doua. Mă, dar cum am început live-ul? Da, de ce să duc? Unde să duc păsărelele? Da, asta mi-a plăcut. Unde e Andreea M? Asta e pentru Andreea M. Trece lebăda pe ape, între trestii să se culce, fie-ți îngerii aproape. Somnul dulce. Asta e pentru lebăda de Andreea. Lebăda cu lac pe unghii. N-am mai zis copite, băbiță. Am lăsat-o așa, da? Deci asta era peste tine. Nu pentru tine, peste tine. Aici ești. Lebăda cu copite. Haide, bă, nu mai fi rea. Să rămână Angelica. Ei, a venit numărul 1. Angelica, mesaj. Dar nu mai văd, bobiță. Ce e ăsta? Că nu mai diclesc. Ăsta chiar că nu.
99 de râs de tine, râs de tine să fie pentru cine? Pentru Fefeleaga. Băi, thanks. Da, thanks, zice roboțelul din umbră. Thank you very much, zice sora. Bă, cum se zice, muchos gracias sau muchas gracias? Că nu le-am. Auzi, mă, m-a făcut unul. Cum ai zis, Camelio, că te-a făcut? Să rămână, mulțumesc, Angelica, pentru donație. Mulțumesc și eu. Thank you very much. You are the best. Să vedem pe a doua. Când vine acasă, să vedeți cum. Mamă, macarale, râd în soare, argintii, macarale. Muchas gracias ăsta, da, mă, Boviță. Nu știu că eu astăzi n-am învățat decât să o înjur pe sora 13. Gabriela, azi n-am învățat decât cum era, mă, cine poate să-mi reproducă ce a zis Mihaela, că n-am prins-o. Cutra, cutra, mutra, ce a zis, mă, că n-am prins din zbor, că eu cu spaniola mai greu. Mă pun să dorm, noapte bună la toată lumea, te pup, sora, cu mare drag, pupici, Andreea, și ție mulțumesc pentru prezență, toate cele bune și o săptămână frumoasă tuturor vă doresc. Aveți grijă de voi, de sufletele și de mințile voastre. Mă duc după ea. Stai aici, brrrr, batorii potoleștii. Ține-o pe Fefeleaga în strună. Ține-o, batorii, pe Fefeleaga. Dă-i cu cheia după ea. Băi, frumoasă asta. Nu că ea dă cheie. Și cine-i deștept înțelege? Ferească Dumnezeu de cheia lui Camelia. Că e cheie, cheie e pentru ea care știe, cunoaște despre ce-i vorba. Somn ușor, mersi mult, Andreea, toate cele bune, pupici, și ne revedem cu drag când ai timp, răbdare și nervi pe live alături de oamenii frumoși, simpatici și voioși. Cum a... No. Stai aici, bator! Gabriela Stroie, mersi, la fel și ție, toate cele bune. Cu mare drag și ție, toate cele bune, sănătate la maxim, ca și celorlalți îți doresc, Gabriela. Și mă bucur dacă te-ai simțit bine și te-ai deconectat de la niște porcării în plus în viața, în gândul și în inima ta. Să rămână, mulțumesc. Asta contează, înseamnă că mi-am atins scopul. Să fii sănătoasă. Să pune păsărica lebă, dar se bagă la somn. A întors lebă, dar capul și-a înnodat capul sub pernă și zice... Bagă somn, Bobiță, că ai intrat nebuna, nu mă mai culc până dimineață. Mă ia somnul cu tine. Mă ia somnul. Fraților, oameni buni, onorată audiență, dragi spectatori și telespectatori, băi, era mișto să vă zic, de fapt nu era Nikita, era o înregistrare de pe Cancan sau de la ceva, dar nu pot să vă mint, să mor dacă pot să vă mint, că trebuia să tai, să montez, să tai, să montez la greu. A, și ați mai văzut și camera, că eram cu ea când v-am arătat contul. Pupici Gabriela, pupici Andreea și cei care v-ați retras, toate cele bune. Eu mai stau să-mi iasă la inventar numărul 2 și dacă vine și numărul 2 și e totul ok, mă duc la Nani Bobiță. Deci, pentru... Eu râd ca proasta că nu înțelegeți de ce râd. Eu râd că nu-mi traduce nimeni, nu-mi scrie nimeni textul în spaniolă. Am văzut că Gabriela, când a auzit de tradus, s-a băgat la somn. A zis, Bobiță, eu nu pot să-ți traduc ce a zis Nikita. Oricum, a fost... Da, m-am bucurat foarte mult să o aud pe Nikita. Sunteți super amândouă. Să rămână, mulțumesc mult. Ea e mai super, eu sunt... Eu auz mai de la, știi, de la Dârli Dânga în Vale, de la țară. Ia-i personajul, înțelegeți? Personaj la propriu și la figurat. E un personaj, în sensul frumos al cuvântului, eu spun. Așa că credeți-mă cu mare drag dacă v-a făcut, dacă v-a plăcut și a reușit să vă facă, să vă simțiți. Știți ce îmi place? Mi-a plăcut că, sincer, foarte schimbată. Nu, no, nu aveai loc de ea. Nu, no, Bobiță, te lăsa pe din afară. Dar ați văzut-o cum a zis? Nu, nu, cu respect, că te respect, sora mea, că nu vorbesc prostii, că e lumea aici. Ficat de curbă, atât am înțeles.
Picat de curbă, lasă că tu ești fanul. Tu ești fanul ăla din umbră care ia live de la capăt. Vezi când ajungi la partea aia, să-mi dai și mie o traducere, te rog frumos. Da, picat, picat de care? De curcă, de gâscă, de ce? De lebădă! Neagră, de supărare. Picat de curbă. E, ce sunt mai acum? No, picat de curbă să fie. Oricum a fost simpatică. Vedeți, mă, asta e partea. Dar stați, mă, că trebuie să mai am eu din ăștia să le fac parțe, să sun și să zic, bă, mă, să zic că a zis una nu știu ce. Ioi, fată de curbă. A, da? Fată de curbă sunt. Tastatura, gata, bobiță, că mă uitam să verific. Tastatura e de vină. A, fată de curbă, da, e bună și asta. Nu, ce să zicem acum, nu? Zic un cântec vesel să cântăm și către pat ne îndreptăm. Și mergem la partea asta la altă. Peste nopții ferie se ridică mândra lună, totu-i vii și ar nu e noapte bună. Noapte bună, nu ies, mă. Stați, mă, că trebuie să vină numărul 2, să văd eu că e ok. Că după aia știți cum e? Dă bator cu mine de pământ. Parcă mă văd întinsă pe tot pogoane, pe toate pogoarele alea pe acolo. A, da, fată de râs și de bătaie de joc. Dar cum, știi, spăteam, bobiță, că e grav. E grav. Păcat că nu știu unde e Naomi. Sau poate știu, sau poate nu știu unde e Naomi. Și cu Naomi ar trebui să îi tot așa e o persoană foarte mișto cu care chiar se poate discuta. Poate o să reușesc să dau și de Naomi. La fel, multe amintiri, multe prostii, multe rahaturi. Le-am făcut pe vremea când Naomi era puști. Era mai mic, e mai mică decât mine. Tot așa, un personaj, dar eu ce, acum sincer, tot ce am apreciat la Naomi este calitatea ei din punct de vedere vocal. Frate, cântă. Naomi chiar cântă. Sunt foarte mulți artiști consacrați între ghilimele care sunt total paraleli. Adică oamenii n-au nicio legătură cu muzica. Stați o secundă. Sunt oameni care chiar sunt renumiți artiști între ghilimele. Stai liniștită că o sun și vine. Da, sunt artiști renumiți, oameni buni care nu își merită locul. Din păcate, știți cum e, viața uneori mai dă și cu omul de pământ, nu ține doar în brațe. Era Florin când am cunoscut-o pe Naomi. Da, Florin era. Era un țâr de om. Firav, un puști din ăsta, micuț, firav. Și Nikita a scos o piesă, da, nu. Nu ziceam că nu a scos, nu ziceam de Naomi. Are calitatea ei. Vocală este. Din păcate, asta e viața. Nu pot să pun piesa Gabriela, băi, ci că am voie să folosesc, mi-a zis cineva, mi-a șoptit și mie o păsărică care nu era somnoroasă, că pot să pun și muzică pe live, n-am știut. Eu ca proasta vorbeam, dranga, și zice, păi da, nu că poți să pui muzică, păi bobiță, eu mi-am oprit abonamentul, când să verific, abonamentul meu nu e oprit. Eu am muzică pe la greu, care pot să o rulez pe live sau în fundal și eu ca tuta tot, pe sec. Da, Gabriela, a scos și ea o piesă. Bă, frumoase, repet, asta e partea cea mai frumoasă în viață. Când
te reîntâlnești cu oameni și ți-e drag să vorbești, să te peneamiti, să mai zici una alta, să vezi că oamenii ăia mai trăiesc, mai respiră, se mai bucură de viață sau se și schimbă. Asta contează enorm de mult. Cald, Bobiță, cald azi. Foarte cald. Ori de la lichide. Am început să fac cunoștință, cum v-am zis și pe live anterior, cu apa. Și parcă simt că, pe bune, corpul lucrează altfel când e hidratat și nu mai bea porcăria neagră cu spume la gă. Asta e. Încep să transpir. Încep să transpir, Bobiță. Încep să transpir. E grav. Dacă încep să transpir, e nasol, nu? Înseamnă că slăbesc. Dacă slăbesc, înseamnă că nu mai gândesc. Bagă, Bobiță, de toate. Mă, dacă vreți să ne reactivăm, căutăm un subiect fără predicat, să mai vorbim. Eu trebuie să mai stau până vine numărul 2. Deci dacă vine numărul 2, nu știu cum să vă zic, e de bine. Sau să vedem ce zice Fefeleaga. Dacă zice Fefeleaga dezlegare la live, îi dau dezlegare, dau cu live-ul de pământ și ne băgăm frumos acolo. Mă duc să caut partea aia cu fata de curbă. Fata de curbă. Ficat. Asta a fost mișto cu ficat de curbă. Foarte cald. Nu știu cum e la voi, de la mine e foarte cald. Eu trebuie, după live, trebuie să mă să fac un duș. Și cred că ieși la o plimbare mică de jumate de oră să fac puțină mișcare, că am impresia că mă ia corpul razna. Nu și nu, adică uneori de la urățenie o ia razna, dar acum chiar a dus-o în extremă. A dus-o în extremă. Ați adormit? Da, ce aveți, Bobiță? Somnoroase păsărele de prin live-uri se adună? Îmi spune cineva, mai e vreun live pe YouTube, ca să știu, că dacă mai sunt live-uri, nu vreau să, adică am văzut cât e de nasol să stai pe un live și pe celălalt. Ce ai făcut, mă, micule, mă, nimica, mă, nimeni nu mai tastește, ia uite-te, toată lumea și-a furat, și-a ascuns tastatura supernă. Thanks, zice Angelica. Cum am declic? Păi dacă n-am text pe jos, mă uit și eu în sus. Am înțeles. Thanks. Am înțeles. Eu mă bag la un duș, mă duc și eu în plimbare. E, nu, stai ca să-ți mai povestești ceva, Camelia. Fiind copil, păduri cu trăieram și mă plimbam. Stai să-ți mai citesc o poezie. Termină-te, Bobiță. Stai aici cu mine, te mănâncă călcâile, bator. Dă-i cu copita. Unde te duci? Stai cu mine, nu vezi că nu vorbește nimeni. Stai tu cu mine, măcar ținem de urât. Camelio, stai, mămică, aici. Ia să sun. Să sun, nu sunt pe Camelia. Nu sunt pe Camelia. Vai de capul meu. Bă, stai aici. Nu vă imagine. Și mă culcam ades lângă pridvor, printr-un garaj, cu gândul iar la mama eu eram, dădeam cu plugul mâine prin pavaj. Lasă-mă, mică, lasă, uite ce bine, uite, stăm aici, atragem aer curat, aer condiționat. Nu te condiționează nimeni să respiri. Poți să respiri cât vrea mușchiul tău. Dar, Gabriela, serios, tu chiar ai avut update-ul la zi cu
știrile legate de Mihaela, de Nikita? Chiar ai avut update-ul la zi, sincer. Și mă culcam adesea. Nu vreau să zic în pribor. Numai și Gabriela s-a dus la somn. A zis, du-te mă, lasă-mă. Lasă-mă că mai adormit. Băi, să nu-mi dați mie cerere de prietenie, că nu am loc. Nu glumesc, mă. Vai, am ratat ceva cu Spania, nu știu ce ziceau ăștia. Ok. Băi, ceva știri avem și noi, breaking news-uri la ora asta? Avem ceva? N-avem, nu? N-avem nicio știre senzațională. Au adormit-o, ziceți ceva că transpir. Dar lasă-mă mică, uite. Nimic nu văd interesant. Și că au vrut să-și facă o fotografie la muzeu și a distrus o operă. Cât de prost să fii. Ce dracu te duci la muzeu să faci fotografie? Cu ce a distrus opera? Cred că cu corpul. S-a proptit într-o statuie. Dacă a dărâmat statuia. N-ai cum, Bobiță. Ia uite, te pun aceste ingrediente în cafea, bea-o și vei avea o siluetă de invidiat. Păi de ce nu ziceți, mă, acum după 3 zile de dietă îmi spuneți că trebuie să bag ceva și în cafea? Eu ca proasta mă chinuiam, beam cafeaua așa cum mi-o dădeam, sub nas așa. Ce Dumnezeu trebuie să pun? 3 sferturi de cană de ulei de cocos, o linguriță de scorțișoară, o jumătate de cană de miere și o lingură de pudră de cacao. Ce ai făcut, mă, mămică? Du-te, bă! Cum să pun 3 sferturi de cană de ulei de cocos? Păi ce beau, cocotea în loc de cafea? Să pui scorțișoară în cafea? Zici tu, pe bune, Elena? N-am știut. Și slăbești? Cât mai slăbești? Că vreau și eu să mai slăbesc. Adică să simte? Dar dacă îmi vârt cu batonul de scorțișoară, nu-i mai bine? Că eu nu le-am cu scorțișoara. Cred că cea mai nasoală chestie care pot să... Eu dacă miroase ceva în scorțișoară, gata, s-a terminat șmecheria. E nasoală asta cu scorțișoară. Dar de ce nu trebuie să pun ardei, iute, piper, negru, roșu, ori de care? De ce trebuie să pun scorțișoară? Voi vreți să mă facă scoarța de copac? Am auzit că... Ai auzit? Dar n-ai probat, Elena, nu? Vrei să probez eu, nu? Și dacă încep să scorțăiesc sau să scârțiesc, ai ce fac? De la scorțișoară, zic, nu? Sau să mă transform într-una din aia scorțoasă? Mergi la sora, scorțișoara e scorțoasă? Dar să-ți dea și dieta. Să ții și de dietă? Păi eu am zis că sunt mănânc scorțișoară, că acum mă duc, trag 2-3 lingurițe de scorțișoară, le înghit cu apă. Dar apă nu-i bună scorțișoara? Eu acum, în ultima perioadă, beau de 2 zile, beau apă cu lămâie, cu zeamă de lămâie. În fiecare 1,5 litri de apă îmi pun zeama de la o lămâie și beau și beau și beau și beau și beau și beau. 3 zile carne, 3 zile lactate, 3 zile fructe. Și funcționează Ionela? Eu cu scorțișoara nu suneam, nici eu. Da, eu am încercat, ajută la arderea grăsimii. Gata, așa fac Elena. Și așa n-am mâncat nimica. Eu mănânc de 2 ori pe zi și salată. Eu am o amică și a reușit. Foarte tare, Ionela. Măi, eu de 2 zile, băi, a dat rezultat. N-am ce să mănânc rahat. Prima zi a fost mai ciudat. Când m-am urcat pe cântar la culcare, aveam 80 de kilograme, 800. Dar pentru că aveam și haine multe pe mine, că înainte să mă urc în pat, m-am urcat pe cântar. Și dimineața am slăbit. Eram slăbită.
nu, 3 zile deja. Alaltă ieri dietă. Ieri dietă, azi n-am mâncat nimic. În schimb, am băut multe lichide, dar n-am mâncat absolut nimic azi. O să termin live-ul și fac sălățică și mănânc cu un biscuită din ăla. Iar mă iau androgin. Cum dracu cheamă, mă, integral? Așa, androgin, biscuită, androgin. Nu-i nici pâine, nici mămăligă. Așa. O să mănânc și un biscuită din ăla și cu o salată și gata, mâncarea pazi. Mâine, văd eu ce Dumnezeu fac să nu mă apropii de mâncare. Oricum mi-am dat seama că nu-mi plac roșiile de nicio culoare. Deci ieri mi-am pus, alaltăieri mi-am pus în salată o roșie. N-am putut. Nu, n-am putut să mănânc roșii. Am mâncat 2-3 bucățele de roșii, dar restul le-am dat deoparte că nu. Eu trebuie să mai dau jos un kilogram și sunt ok. Sperăm bine. Bravo, Ionela, felicitări. Bine, mă, dar la voi este și sarcină, este... Dar nu e bine că nu mănânci, trebuie mese regulate. Păi da, dar știi cum sunt mesele regulate. La mine, Elena, mesele mele regulate erau foarte ciudate. Adică eu nu... Da, în weekend, micul dejun, când ne-am obișnuit. În weekend fiind toți acasă, ne așezam la masă și luam micul dejun. A venit și Teodora? Stați așa că... A venit și Teodora cu 150 de râși de tine, așa? Să rămână și eu mulțumesc, thank you very much, Teodora, a venit, e acasă, e bine. 150 de râși de tine să fie, zicem, Teodora pentru Bator. Gata, l-a pentat Teodora pe Bator. Di, Batore, di, mulțumesc, Teodora, mulțumesc, Angelica, mulțumesc, Amelia. Băi, oameni buni. Mi-s toate oile acasă, mi-s acasă. Hai că nu ies ca vaca din live. Să rămână, thank you very much încă o dată. Nu știu. Nu știu cine, nu știu de asta. Cine? Nimeni n-a plecat, n-a fost nimeni nicăieri. Da, nu e bine să nu mănânci. E adevărat, de la mine erau, ți-am zis, în weekend-uri, într-adevăr, se luau. Gata, Lari, am scăpat de nervi. Să rămână. Lasă, mami, că ai văzut? Am făcut live-ul să fie frumos. Mâncam la muncă, într-adevăr, aveam două sandwich-uri, niciodată n-apucam să le mânc pe amândouă. Și veneam acasă seara, mâncam după ora 8 seara, ceea ce era foarte nasol. Și m-a apucat foamea pe la 12 noaptea și atunci rupeam frigiderul, ceea ce e și mai nasol. Eu mănânc des și puțin, că cu sarcina mâncam rar, dar când mâncam pentru 3 persoane. E normal, Ionela. Nu, tot respectul pentru femeile care au purtat sarcină. Mie mi se pare, repet, o chestie aiurea să desconsideri o femeie sau să o critici pentru felul în care arată, cum arată. Totuși, oameni buni, să fim serioși, să fim mamă e greu. Și treci prin niște schimbări majore și din punct de vedere din punct de vedere estetic. Mersi și eu, Camelia și Teodora și Angelica. Mă bucur că sunteți, că-s toate oile acasă. Di, Batore, di, a venit vremea să vă spun poezia de final. Nu mai. V-am citit toate strofele. Exact asta făceam eu, ziua nimic și după ora 17 mâncam tot ce găseam în frigider. Da, e cel mai nasol și partea și mai urâtă, Elena, este că mai sunt și factori de stres care iar nu te lasă să-ți ții un program. Sunt multe nebunii de genul ăsta care te dau peste cap. Și apoi, oameni buni, eu n-am zis niciodată că sunt tânără și neliniștită, sunt o persoană asumată, am 45 de ani. Mă mai uit dracu și eu un buletin, că doar nu l-am împrumutat de la vecini. E al meu, mi-aparține, mă mai uit și eu la ce vârstă am. Și ia uite, eu la 74 de kilograme, eu am 74 de kilograme la 43 de ani. Mulți ani înainte, nu multe kilograme, Elena.
Nu e mult. 74 de kilograme. Păi, cred că peste vreo... Eu acum am 76. 70, nu, am 77-200. Mâine fac și eu 76 de ani. 76 de kg și ceva, sper. Eu am avut 147 de kilograme din cauza oilor mele, am ajuns așa, dar tot cu ele am și slăbit. Vezi? Mă, cine are stână știe? Di, batore, di! 147 de kilograme, foarte mult. Foarte mult. Oameni buni, băi, de să fim serioși. Foarte mult. Felicitări, oițelor, că te-au slăbit. Ție nu. Anul trecut am slăbit 9 kg și ne-am pus la loc. Da, cred că asta e problema, Elena, că ne fentează haosul din viața de zi cu zi, știi? Pac, 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 pac. Mai un mulțumesc lui Dumnezeu. Dulciuri nu mănânc, decât în cazuri excepționale. Pâine, să știți că am eliminat din alimentație de ceva timp, adică mai aveam momente când băgam 3-4 felii de pâine, dat fiind faptul că îmi făceam un sandwich și normal două felii suprapuse acolo cu ce era în interior, în mijloc, și se simte. Acum mi-am luat biscuiței ăștia din pâine integrală, cică foarte bun. Dar dacă eu zic, dacă ai voință, reușim încet, încet. Nu vorbesc de persoane care au probleme de sănătate, care nu pot slăbi. Categoric, ai perfectă dreptate. M-au mâncat de vie, fefeleagă am rămas. Cu cheia te ține. Cu cheia te ține. Felicitări, Camelia, serios. Da, da, vă dați seama, Elena, vă dai seama că n-a fost... deci n-a slăbit de la 147 de kilograme oricum. Și ăla nu cred că a fost peste noapte, adică totuși foarte mult. Și partea cea mai mișto e că, bine, e și slabă fefeleaga, de-abia aleargă bator după ea. Ideea e că oricum slăbitul ăsta, pe lângă faptul că atunci când e supraponderal, e surplusul de piele și ai de lucrat, mergi, trebuie să mergi și la sală, la sala câmpului, la munca câmpului, dacă nu la sală, vorbesc serios. Trebuie să-ți și întreții, să-ți folosești foarte multe creme pentru piele să redevină elastică, să se... e greu. Eu de la 66 la 52 de kilograme. Felicitări! Măi, să știți că eu nu zic, acum nu zic la mișto. Fiecare kilogram contează. Eu, credeți-mă, mă uit cu așa de mare bucurie când urc pe cântar și văd nu un kilogram. 400-500 de grame le văd că dispar de pe mine. Contează enorm de mult și aici. Și o să vă mai zic o chestie, am mai zis-o recent. 20 și ceva de ani am băut nenorocita asta de minune neagră cu spume la gură. Nu credeam că o să reușesc. E adevărat că simte corpul... parcă mă cheamă și știți care e partea cea mai proastă. Din păcate nu fac live de pe telefon, că vă duceam să vedeți în frigider. Sunt 3 sticle din astea puse la rece. Și mă mănâncă ispita, am și sticlele cu apă, tot la rece. Și mă mănâncă așa, mă mănâncă degetele, să pun mâna, să desfac, să iau o guriță. Astăzi n-am atins-o, ieri am băut câteva gurițe, nu în pahar, nu, puțin. Astăzi n-am atins, asta cred că e foarte bine. Cremele fac foarte mult. Da, eu, crede-mă, Ionela, aici spun în cunoștință de cauză, chiar ajută foarte mult. Eu am program greu cu copiii, toată ziua sunt în mașină, alerg la meditații cu 3 copii, unul îl duc, pe celălalt îl iau. Wow, și cum reziște Elena? Mamă, dar ce satisfacție o să ai când o să-ți vezi... copăcei crescând drepți și acolo către sus. Ce satisfacție ai, parcă trece timpul și parcă șterge toate eforturile astea pe care le faci peste ani. Știi, ai satisfacția că bă, n-a fost nimic în zadar. Asta contează enorm de mult. Oameni buni, mă retrag și eu, sărmâna, mulțumesc pentru răbdare, bunăvoință, decență și... ne vedem, nu știu, mâine nu. Mâine e luni. E Sfânta Jigodie. Mă duc la slujbă.
Ne vedem când ne întâlnim. Important e să zâmbiți, să fiți voi, că restul știți cum e. Așa este, viitorul copiilor mai contează. Ați auzit cum face burta? Urlă, salată, salată, salată. Parte ca mine m-au ajutat și scările pe care le-am în afara casei și în casă. Deci sunt bogată în scări. Bravo! Te pup, soră, noapte bună. Mulțumesc și ție, toate cele bune și copiilor și vouă, sănătate la maxim. Mulțumesc mult, să fiți iubiți, sănătoși, sănătoase, fericiți și împliniți. Nu uitați să mai zâmbiți din când în când și când vă fi greu, întorceți-vă pe live-ul meu. Vă pup, toate cele bune, mulțumesc și vă iubesc. Vă las, fug în lume, somnoroase păsărele.